Hello YouTube! Bine ați venit la penultimul episod din sezonul 3 din Bodybuilding and Lifestyle Podcast. În această zi o să l-am invitat pe Ionuț Ignat. Pe Ionuț Ignat îl puteți găsi pe social media, Instagram și TikTok sub numele de NutriGo. Este un nutriționist pe care eu îl respect și îl stimez, pe care l-am găsit random și pe care am ajuns să-l urmăresc. Sunt foarte, foarte cult și foarte open-minded pentru perioada în care ne aflăm acum. O să-l las pe el să vă spună mai multe lucruri despre el însuși. Rugămintea mea este... Singurul lucru pe care puteți să-l faceți ca să susțineți podcastul este să dați like, comment și subscribe. Vă mulțumesc pentru tot, mulțumesc că vă uitați, m-am pupat, spor la viziune! Am o grămadă de întrebări. Liber și deschis. Liber și deschis, da. Da, eu m-am uitat la tine, am văzut cum mergi, e super ok, adică o scoatem la cap, avem energie bună. Da, asta zic, așa a fost cu toată. Bine, am mai avut și momente cringe, băi, când eram la început eram cringe rău, eram, îmi făceau așa mâinile, făceam, da, și mai erau pauze în vorbire, că na, eram copii proști, adică dacă te uiți la primele, înregistram vreo 4 ore, randa podcastul vreo 3 zile până era gata, știi, stătea laptopul, se încingea, se făcea... Și aveam pauze de alea în vorbire și la un moment dat făceam, da, și cum mai merge? Și cum mai... Bă, cringe, extrem de cringe, știi? Extrem de cringe. Dar vreau să încep așa, pentru că eu nu te cunosc în detaliu, vreau să te cunoască oamenii cumva ca un CV, știi? Adică, facem backstory cap-coadă? Facem backstory cap-coadă. Că, bine, după aia am eu întrebările mele, dar vreau să știe oamenii cine ești tu, de fapt, în acreditări. Că acum ai văzut că oamenii vorbesc doar în acreditări. Păi ei interesează, băi, tată, ce facultate ai tu, ce ai terminat, ce specializare ai tu în domeniu? Ai văzut? Ce specializare aveți, domnul? Ce ați terminat? Ce sunteți? Știi? Da, corect. Și... Doar că aici, acum nu suntem în înregistrare, am înțeles bine, stăm de vorbă ca fetele, nu? Nu, suntem înregistrare. Noi așa vorbim, ca fete. Deci în momentul în care toată lumea e cu validare, e validarea vis-a-vis de ești medic sau nu. Aici pleacă întrebarea. Și nu sunt medic. Deci începem cu treaba asta. Da. Că toată lumea e, domnule, dar ești medic nutriționist? Nu. A fi medic nutriționist, ca să și lămurim pe toată lumea care urmărește, mai ales că știu că publicul la tine e semnificativ mai tânăr și poate vor să, bă, decidă și oamenii în viață ce poate să facă, adică ce ar trebui, știi? Exact. Ideea e că, ca și medic, trebuie să faci facultatea de medicină, ceea ce înseamnă 6 ani, după aceea trebuie să faci rezidențiatul de nutriție, diabet și boli metabolice. 4-5 ani. Așa. Cred că 5 ani, dacă nu mă înșel, da. Nu-s convins. Și după aia, într-adevăr, ești medic nutriționist, da? Cum este nutriționista neamului, doamna Bilic. Doamna Bilic e nutriționist. Să rămână. Mie îmi place de ea, adică n-am, sunt chiar ok cu ea. Din seria ce apare acum ca medici se scaldă nutriție pe net. Da. Adică, aia, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Ca un average așa, ea e ok, are... Da. Adică măcar nu aberează prea rău, știi? E foarte ok. Arată și bine pe această care vreau să complimentez pe doamna Bilic, arată... Poate, nu știu câți ani are, sincer, dar cu profund respect. Adică 10 știu din 10, doamna Bilic. Nota 10, da. Bine, ești, eu înțeleg că foarte multă lume e împotriva ei din cauza marketingului. Dar, bă, știi cum e, la un moment dat discutăm și de business. Discutăm și de marketing ulterior, că multă lume nu înțelege cum funcționează algoritmii, adică cum te lansezi, de unde îți vin oameni, ce se întâmplă, că nu mai e ca pe site-uri înainte, cu faci tu blog, te apuci și scrii și se face forum cu comentarii frumos, nu mai e, acum e, și uite, am să-ți dau și ratele de conversie, că eu sunt descreierat în materie de statistică și fac treaba asta de, sunt al 9-lea an acum și mi-am tot făcut marketingul singur și o să dăm și rate de conversie în oameni în cabinet, pentru că poate sunt mulți care vor să știe, bă, fac activitate online, cât fac la final, da? Deci ajungem și la punctul ăsta. Bun. Hai să dăm backstory rău tare de tot. Povestea mea în nutriție a început în jurul vârstei de 30 de ani, când într-o bună seară m-am suit pe cântar și aveam 140 de kg.
Până atunci, tu ce ai făcut? Cu ce te ocupi? Am făcut resurse umane. Deci prima facultate pe Ok. care am făcut-o a fost facultatea de drept, pe care am făcut-o absolut degeaba, ca să fiu sincer. Ma, vrei mai rău backstory? Adică până în Nu, nu, 20? nu, ok. Deci am făcut dreptul prima dată. După ce am făcut dreptul, pe parcursul facultății de drept, am început să lucrez în resurse umane. Mă ocupam cu plasarea forțelor de muncă în Statele Unite, programele Work and Travel, sigur, sunt familiare la Oh, marea mare. da. Da. Discut de 20 plus ani în spate, cam asta era povestea. După aia, primul meu contact cu medicina a fost un master pe care l-am făcut de medicină legală de 2 ani. Deci, adnotare, treaba asta este înainte de Bologna. Ai disecat Atât de oameni? mult. Poftim? Ai disecat oameni? Da. Ok. La Mina Minovici? Poftim? La Mina Minovici, la morgă? Da, 2 ani de zile Ok. de morgă. Și eu, fiindcă eram cu specializarea de criminalistică, eram chemat la toate coate. Mă înțelegi? Mamă, deci orice era om găsit pe stradă trebuia să... Ok. Exact, trebuia să te duci, să asigi, să alea. Bă, au fost 2 ani de poveste asta. Primele 3 luni de zile pe românește am vomitat. După 3 luni de zile nu mai vomis niciodată. Deci de atunci doar de la alcool mi s-a mai întâmplat. În rest nu mai am nicio greață de la nimica. Mi-a povestit chestia asta, scuze că te întrerup. Rog, te rog. Aceeași chestie cu vomitatul mi-a povestit un prieten care era procuror. Și la fel mi-a zis, băi, deci la început, cum ajungeam la cazul unei crime, instant. Și după aia, ușor, ușor, efectiv, sau li se părea așa, știi, era, devenise job. Adică devenise, te duci la job, îți bei cafeluța, e decapitat ăla, ok. Deci No exact, problem. deci mi-aduc aminte un singur punct, pentru că e mulți ani de zile în spate, mi-aduc aminte un singur punct în care mâncam un sandwich în morgă în timp ce niște colegi lucrau. Și m-am detașat de propria persoană și am zis, Doamne, unde am ajuns? Deci a fost chiar o introspectivă la aia, vai, mi-am pierdut complet umanitatea, deci înspăimântător, știi? Nice. Așa, și am terminat treaba asta, adică am făcut resurse umane, munceam ca vesmetic, cu călătorii peste tot pe mapa mond, în fine, contează mai puțin, dar backstory-ul de fapt și de drept începe pe la 28 de ani, 29 de ani. Mergea bine din punct de vedere financiar, era firma mea de resurse umane, treaba era foarte ok. Când într-o bună zi cu soare, mi s-a umflat un picior. E interesantă povestea, crede mare, are chira socoteală, știi, de aia o și zic. Și după aia Hipertensiune arterială. Mai rău de atât. Okay. Tromboză venoasă profundă. După aia al doilea și după aia n-am mai putut să respir, că am făcut embolis pulmonar. Și am ajuns în spital. Și în spital, după 3-4 zile la noi, internat la Spiridon, un super medic foarte fain la noi, uiteam să-l menționez că știi cum e, mai caută lumea medici buni, e medic cardiolog Iliescu la noi, medic primar la Arcadia lucrează acum, el mi-a salvat viața. Mi-a zis după vreo 3 zile, ceva de genul ăsta, bă, e o problemă. M-a întrebat cine ești, cum ești, ce faci, cu ce te ocupi, ce background, ce așa, i-am zis, bă, că stres, că așa, că... Eram un împătimit consumator de alcool la punctul respectiv, nu diferit față de ceea ce se întâmplă acum în ziua de azi la toată lumea, dar eram consumator, în fine. Și mi-a zis, bă, știi că ești numai tu, n-ai frați, e doar mămica ta, am înțeles că ai niște business-uri, niște alea, bă, știi, niște lucruri în ordine așa legal ca să nu rămână statul cu ceea ce-i de rămas, să rămână măcar mămica ta dacă te duci că asta cu dusul e... Frate, mi-am făcut testamentul în spital. Asta la 30 de ani? Asta la 28-29 de 28 ani. De ani? Wow. Și de aici buba. Am stat internat câteva luni de zile foarte bune. Abia după 2 luni de zile, am trecut prin toate stagiile acceptării, imaginează-ți. Abia după 2 luni de zile mi-a zis, ai o șansă. Eu am stat într-un pat... Că da, e o procedură mai specială tromboliza asta. Basically îți blochează toți trombii ăștia care s-au format prin vene și artere. Ți blochează pe pereții venelor și arterelor, știi? Și mai circulă sânge. E un secret, tu nu trebuie să te miști. Uh-huh. Că se mișcă și ei. Când se mișcă poc o inimă, poc un plămân, un embolis, poc un AVC, ceva se întâmplă. Mamă. Și abia după 2 luni de zile am reușit să ies din treaba respectivă, adică să ies, că am mai stat încă vreo 3 în spital și după aia am trecut prin toată procedura de scaun cu rotile, cârje, toată chestia, știu. Dar au putea să-ți amputeze piciorul în momentul ăla? Ambele, ca la ambele artere femorale okay, sau... Mamă.
A, Deci era și pe pe la... artera femorală, am crezut că... Inițial, știi că majoritatea sunt pe gambă. Adică... Era tromboză venoasă profundă, s-a blocat artera femorală Mamă. stângă, după aia dreaptă, după aia vena cavă inferioară, după aia au făcut embolismul pulmonar și în prima zi când am intrat în spital, bine, știi cum e, când spui o poveste de genul ăsta, așa mai este de câteva ori, știi, pare că e cam filme și pare că o înflorești, dar m-am uitat la ecran când ai flatlined. Deci mă uitam la ecran și am văzut că bă, cred că sunt cam multe flatline acolo. Trebuia să fie mai Da, deasă da, da, treaba aia, da, deci da, mi-am da, adus da, da, aminte de la EKG. Dar da. cred că sigur e defect aparatul. Și în momentul în capul meu mergea gândul cu e defect aparatul, mi s-a închis lumina, știi, cum se face tunneling-ul ăla special. Brr. Da. Nu, asta e problema, că na, nu pare din filme, dar pare din filme că aveai 28 de ani, adică e... Ce concluzie s-a tras după multiple analize și la la la? O problemă genetică de coagulare a sângelui cu o deficiență a unuia din factorii de coagulare. Știi cu bancul ăla cu broscuța mergea prin deșert și și-a luat două palme? De ce? Nu! Pentru că așa mergea broscuța prin deșert și-a luat două palme, știi? Cam așa am pățit-o și eu, știi? Adică, băi, stai, ce am făcut strâmb în viață, așa de strâmb, știi? Păi, nu mare brânză, știi? Și eram la o greutate, eram sportiv, între ghilimele, sportiv amator, eram practicant de arte marțiale de la 7 ani. Deci aveam 3 antrenamente pe săptămână la punctul respectiv, aveam clasă de copii pe care i-am dus la campionat, centură neagră, eram Erai, șotocat, da, erai fine. supraponderal, adică Nu, 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 90 de kg. După aia urma povestea, că ok. după ce am ieșit din spital, un an de zile am fost în recuperare. Ok. Pe parcursul recuperării, eu tocmai investisem proaspăt într-un business în agricultura românească, că am zis eu că bă, la punctul ăla în viață, și n-am făcut treaba pe fonduri structurale, în fine am făcut-o pe niște credite personale, că eu credeam că fac bani. Long story short, aveam rate de vreo 2000 de euro pe lună, pe care eu eram în imposibilitate de plată și m-am uitat timp de un an și jumătate, cum tot imperiul meu impropriu spus, cumpărasem un apartament, cumpărasem un teren, aveam și eu două mașini, înțelegi, Ok. terenul ăla cu sere unde investisem, etc. Și totul era executat. Asta era după 90, nu? Asta se Până întâmpla în în 2008. 2009. Asta se Oh. întâmpla în 2009. Deci ai prins și criza, cumva. Ok. Pentru că fix asociat cu criza a venit povestea asta. Ok. Băncile au început să execute și eu nu puteam să fac nimic, amen. Și atunci ăsta de aici a zis, ei, știu ce poți să faci, mănânci și bei. Ciprian a mâncat și am băut de la 80 de kg până la 140. Și am să-ți trimit poza dacă vrei să o atașezi la toată povestea Mamă. asta. Pui acolo. E fantastic, la 140 de kg cât de mișto arăta. Anyways, am pierdut tot. Că pe sus, pe românește absolut totul a fost executat. Nu mai aveam mașină, nu mai aveam absolut nimic. Apartament, luat de bancă, tot, 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 tot. M-am mutat la mama. Ok. Așa, și bineînțeles că am început lungul proces pe invers. Hai să slăbesc. Că nu era ok, clar. La 140 de kg nu era nimic ok. Mi-a zis și medicul, bă, tate, tu ai să fii pe anticoagulant o viață întreagă, dar trebuie să dai chilele astea jos, că nu faci mare brânză cu ele. Da, Na, nu, nu ajungi în 40. da, faptul că de la patologia asta genetică care, mă rog, ți-a afectat viața la o greutate normală, tu ai ajuns după aia, ai luat 60 de kile aproape în plus, nu te-a afectat mai rău? Adică n-ai mai ajuns încă o dată în spital? Nu. Din fericire nu, pentru că din acel punct și până în ziua de azi, până în ultima zi pe care o petrec pe planeta asta, eu sunt pe anticoagulant. Eu nu mai am dreptul să... Eu trăiesc cu o pastiluță pe zi, Ok. care este nenegociabilă. Având Ok. aceste anticoagulante, mai ales că a evoluat medicația de la punctul respectiv până în ziua de astăzi, nu are ce să se întâmple. Nu înțelege greșit, placa arterială și la la la, începeam să-și spună cuvântul, dar a fost și o îngrășare foarte rapidă, Ciprian. Adică, în momentul în care discutăm despre, a fost hiperplazia adipocitară marea majoritate, că după aia mi-a luat un an să dau jos toată treaba asta. Deci nu Nu foarte mult. ți-o luat mult. Păi tocmai asta e ideea, știi? Mi se pare că e mult mai periculos în momentul când jump high weight decât când iei o greutate mare treptat, știi? Pentru că și stresul pe organ e foarte mare, dar cumva te și obișnuiești. Adică eu am văzut pe mine, știi? La un an, la altul, na. Da, nu, lăsând, atunci nu se punea problema, că atunci nu realizam, credeam că e normal, știi? Adică, na, eram adolescent, cât până la 19 ani am fost obez morbid,
Da, bine, era ceva normal, adică urcam scările, oboseam, ziceam că ai de la fumat, ai de la stres, facultate, astea, mă rog, căcaturi de alea de adolescent. Dar după aia, în timp, știi, eu de la un sezon la altul, nu știu, pun 20 de kg, să zicem, de pe scenă până termin off-season, zicem, pun 20 de kg. Și se strică tot, adică mă obosesc când îmi leg și returile, știi, ciuda faptului că, na, cardio fac în fiecare zi. Da, sunt niște chestii de mobilitate, de... Dar țin minte când am luat odată 20 de kg într-o săptămână jumate. Nu, în 14... Nu, în 2 săptămâni am luat 20 de kg pe primul concurs. Bă, era deci parcă... Adică sunt mult mai obișnuit acum să simt probleme de mobilitate în punctul în care să zicem gata, zic stop, gata, de aici mergem în jos, gata, am ajuns până aici, ok, pot să sufăr o săptămână, mergem în jos frumos, nu mai stresăm inima, nu mai stresăm rinichii, nu mai, gata. Bă, da, atunci, bă, atunci, parcă zici că, nu știu, mă simțeam că mor, efectiv simțeam că mor, deci nu, era, stăteam în pat la fel ca tine, stăteam și mâncam. Stăteam și mâncam. Nu beam, bine, nu mi-a plăcut alcoolul niciodată, dar da, stăteam și mâncam, frate. Stăteam, mâncam și plângeam. Asta făceam. Stăteam, mâncam și plângeam. Că regretam că mâncam, știi? Dar, da, trebuia să te descarci într-un Da. fel sau altul. Ok, gata. Moving forward. Exact așa a fost și povestea mea de îngrășare. Adică un soi de mâncat și plâns și băut și mâncat și plâns și băut timp de spre 2 ani de zile. Fac 140. Tadam! Da, și am luat-o la vale după aia. Pentru că nu era foarte multă literatura cu 12 ani de zile pe subiect. Am intrat pe forumul de la Get Fit, dacă l-ai prins. Mamă, uite, asta e o chestie pe care vrem să vorbim. Putem să ne punem de acord că acum 50 de ani nu existau studii? Da, 100%. Dar nu ca cu 50 de ani, stai că 4 spun din experiența mea de cabinet. Eu 30 am de ani. 9 ani în total. Da, nimic, deci zero tăiat în 14 și informația era zero. Și acum 10 ani era proastă situația. Rău, tare proastă. Rău, 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 rău. Rău, rău. Rău. Da, și am luat-o la vale, Ciprian, aș spune prost, dar a fost chiar așa de prost între noi fie vorba. Aveam dimineața cupa cu ovăz, cupa cu proteină, lapte 1,5%, 200 de mililitri, prânz Ok. și cină, brocoli cu piept de pui, 200 de grame de căciulă. Ok. Luni de Not. zile mai târziu eram la 85. Not bad. Ok. Am început să fac fitness pentru că zona de arte marțiale, din start mi s-a zis, nu mai ai ce căuta în arte marțiale pentru că matale ești pe anticoagulante și dacă mi-e întrântești o palmă mai tare aici, fac o vânătaie așa care mă ține 2 săptămâni, știi? Deci Da. s-a tăiat povestea aia și a trebuit să mă mut pe latura de fitness. Am început cu niște programe de astea progresive, da, vai de steaua lor. Și zilnic făceam un 14.000 de pași și la fiecare 10 kg care le dădeam jos pe cântar, aveam un rucsac de armată, puneam un disc de 10 kg în spate. Good progression. Good. Good Am thing. mutat până Smart. la 40, adică în kile de pe disc, că peste 40 deja nu mai avea sens. Se rupea rucsacul. Cam așa. Honestly, honestly, chiar se rupea Nu mai rucsacul. aveam niciun glicogenul după atâtea luni de zi, nu mai era nimic adunat în mine, știi? Ok. Bine, și am coborât pe la 80 ceva. Și după aia au intervenit niște lucruri în viața mea, din alea cu femeile, cu despărțiri, cu nasoale, cu așa. Și am mai intrat într-un mini soi de depresie, care de Depresie, data nu, asta s-a manifestat mai este nașpa. depresie. Ok. N-am avut recidivă de greutate, ci am început să fac foame. Dar gen 140 de ore post negru cu apă, de-astea nasoale. Man, am văzut pe cântar 69,9 kg. Deci la 140 la 70. Și într-o zi cu soare mergeam eu agale pe stradă. La un moment dat, într-un vânt așa de septembrie, am amețit o leacă din motive de post negru și am căzut într-o tufă, Ciprian. Știi cum sunt tufele aia pe marginea drumului, alea care sunt înalte și care te țin, știi? Și am căzut într-o tufă unde am făcut o criză de râs nervos. Și a venit o doamnă, dacă îmi spun o doamnă, mă refer la un 70 de ani, O înțelegi? doamnă, Care m-a o doamnă. întrebat, ești bine, maică? Și eu, Hei. să vedeți că am căzut, și m-a ajutat doamna să mă ridic de acolo, știi? Și ăla a fost punctul în care mi-a dat seama că, opa, I went too far. Și iau de la capăt, imaginează-ți că am pierdut toată masa musculară pe care o avusesem vreodată, deci eram un Bineînțeles. kilo și jumătate, eram vai de steaua mea.
Bine. Toată lumea mă întreba în jur ce ai făcut, cum ai slăbit, ce ai făcut, cum ai slăbit, ce ai făcut, cum ai slăbit. Eu începusem deja de vreo lună, două să dau sfaturi de astea. Nu aveam diplome, aveam cu vaca pe câmpie, eram pe domeniul ăsta, dar sfaturi de alea, știi, hai că ți explic eu cum se face, de ce se face. Da, frate, știu eu pe cineva. Toată lumea în ziua de azi cred că e așa. Am eu un Am o băiat a experiență slăbit anecdotală. am eu un băiat a slăbit 70 de chile Du-te la el, că de la te el. rezolvi. Ești la curent cu Cezar Ionașcu? Știi pe Cezar Ionașcu? Bă, tare mi-e cunoscut numele. Bă, e tipul E ăla ăla cu... care s-a luat de Delia? Da, O, așa, gata, decis, da. ăla e. Deviza lui de viață este adu-mi în viață un om care a slăbit 100 de chile și o să iau sfatul, adu-mi în viață un om care a făcut 1 milion de euro și o să iau sfatul și, mă rog, tot felul de bullshit-uri de-astea și mă gândeam și zic, bă, dacă eu dădeam sfaturi în punctul în care slăbisem cu cola Nu, zero și okay. covrigei, știi? Uite, și la tine, mișto de astea, da. Da, la modul sincer, intram în Mega, luam migdale de alea de 50 de grame, mâncam alea și ziceam, mai am proteină după antrenament, bune, rău de tot. Tot așa, de-astea din gură în gură, că a zis unul că-s bune, că... Păi dacă eu dădeam sfaturi în punctul ăla, păi distrugeam oameni total. Distrugeam oameni, fără să, cu inima deschisă îi ziceam, bă, frate, că am făcut eu, Da, 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 poți da, da. să faci și tu, știi? N-ai, Da. asta e o perspectivă care o primești foarte târziu în viață, vis-a-vis de subiectul ăsta, perspectiva specialistului. De orice subiect, sincer, știi, de Da. orice subiect, că până la urmă viața nu începe și se termină cu nutriție, sport, antrenamente și așa mai departe. Și sunt și alte lucruri în viață, știi? Dar la fel, oameni care cred că știu, dar problema cred că e încrederea prea mare cumva, știi? Că... E și o specificitate balcanică. Zici? Ți se Da. pare? Da? Pentru că după ce am intrat pe zona de specializare și m-am și eu prin Marea Britanie, am ajuns și în state din nou, am lucrat și acolo cu o clinică de obezitate în colaborare, știi că nu e aceeași perspectivă. Deci Ok. e pe principiu, pune mâna pe telefon și sună la specialist la ei. Nu e ca la noi. La noi e, știi cum pleacă de acasă, Ciprian, de la, am pățit și eu asta cu electricitatea, cu priza, știi? Adică, și asta am pățit-o acum 4 ani, deci nu-ți imagina foarte departe în spate. Deci aveam o panoramă de priză, man, care am schimbat-o de 12 ori. De 12 ori am schimbat, înțelegi? Am și o poveste de asta. Fiecare de dată mă duceam și luam o priză mai scumpă. După aia am început să caut pe net, înțelegi? Și da, mă călca pe nervi priza aia, adică deveniți să știi cum e, o obsesie personală, eu cu priza, eu versus priza. Bă, dă-o în ceapa, mamii, de priză, dar chiar nu-mi spun la capăt. Până am chemat la un moment dat, dar nici măcar n-am chemat, s-a potrivit într-o discuție cu cineva care era electrician de profesie. Ok. Și el a zis, bă, vin eu să mă uit. Am zis, bine mă, mâncați-o, să văd ce priză mi-aduci tu mie, știi? Și nu s-a uitat la priză, s-a dus în spate la tablou, unde bineînțeles că aveam un scurt, că era priza care se conecta la mașina de spălat și care era ruptă în pământarea pe ea. Ok. Înțelegi? Și în spate cablurile erau roase în perete, Oh, înțelegi? Tu shit. curs în tablou, știi? Dar eu, bou copiilor, prostul Tu satului, nu, de fapt, schimbai, tu nu făceai doar știu ce este. chestia de suprafață. Tu o vedeai pe aia și ziceai, gata, frate, aia e. Deci știi cum e, o dau cu balcanismul și cu duceți-vă la specialist, dar și eu fac treburi de genul ăsta, adică toți facem din astea, știi? Băi, Păi să da. știi că nu e neapărat același concept în afară. E Da, câteva... încep să înțeleg acum. Da, Știi, da. de pe aici pleacă treaba asta, știi? Și după aia... După ce ai înțeles, crezi că de atunci, de la faza cu electricianul, eu mai fac ceva în casă? Niciodată. Da, Pentru uite. că n-am timp, pierd energie, pierd bani, înțelegi? Instant pun mâna pe telefon, sun, am unul care știe pe toți, știi, ăla care știe pe toți. Mi s-a stricat termopanul, pun o hotă, dă-o de aia, fă-o de aia. Nu mă interesează, are cheile casei la nivelul ăla, schimbăm filtrele la filtrul de la apa, de la bucătărie. Deci nu mai fac nimic. Deși o viață întreagă conceptul în România este, lasă domne că faci tu că ești mai ieftin. Ești un căcat mai ieftin, mă scuz de... Nu ești mai ieftin, ești mult mai Nu, dar e și o chestie masculină extrem de proastă chestia asta. Mi se pare că e transmisă din tată în fiu, adică tata a avut rage-uri. Dar toți tații, nu doar tata, toți tații au făcut asta. Se ducea în baie și făcea, ține lumina aici că repar eu tot, făcea. Ține aici lumina că repar. Bă, și am, atunci în momentul ăla, îți dai seama că luram, că zicea că nu știi să fac, că eu fac în casă, că nu chem pe nimeni, că eu fac. Bine, nu-l uram, dar mi se părea, zic, bă, tiși, bă, lasă-mă, frate, nu știi să faci, nu știi să faci, nu e nicio problemă, dar nu te enerva.
Ulterior, arhitectul din baie, nu știu cum căcat a făcut toaleta, la mine se potrivește doar un bazin de 30 de centimetri pe lungime, gen, pe lățime, pe lățime, dar bă, fix 30 de centimetri pe lățime. Lățimea totală fiind de 32,5. Adică abia pot să-mi filetez căcatul ăla la margine ca să poată să-ți vină furtunul. S-a defectat bazinul. L-am scos, l-am montat, am început să înjur, am început să fac, să... M-am enervat într-o zi, că efectiv curgea, după ce trăgea apa, curgea apa în continuare, nu se oprea. Am schimbat primul lucru mecanismul, nu s-a întâmplat nimic dinăuntru, am lăsat bazinul acolo și într-o zi m-am enervat atât de tare, am avut un rage și am băgat un pumn în tot bazinul, știi? L-am spart. După aia, du-te și caută bazin. Am fost la 6 magazine de astea de construcții. Mi-am luat zi libere, țin minte, mi-am luat eu zi, mi-am luat concediu. Da, deci eram atât de nervos, transpiram și eram nervos. Și aparent nu existau la 30 de centimetri. Că nu se mai fabrică, frate. Cine căcat are 30 de centimetri lățime? Și că se mai dau la 50, 60, 40. Îți dai seama, eram cu ruleta în magazin, turbat, ăia nu voiau să mă ajute din Horbach, nu mai știu, am găsit eu pe undeva, tot la un magazin de stat de cartier, un bazin, vai, prăfuit, de la scos din stocuri, din... du-te montează, l-am montat, îți dai seama, mi-am consumat toată ziua aia și tot curgea, frate, mamă, și momentul ăla, țin minte că am rupt pantofarul de pe hol, deci am avut un moment de la de nu mai vedeam nimic în față, am rupt pantofarul de pe hol, am început să arunc cu toți adidașii prin casă, am vrut să-mi arunc adidașii. Ia să faci o idee, nu știu, am vreo 100 de perechi de Adidas și am aruncat cu ei prin geam, prin tot. Și după aia, ulterior, Dana, prietena mea, a zis, păi, de ce nu chem pe cineva? Cum să chem pe cineva? Cum să chem vreodată că eu fac? Păi, și până la urmă am chemat pe cineva, frate, că nu mai puteam, efectiv. Am fost atât de calm după ce l-a făcut. Deci am fost atât de calm, păi, m-am simțit, am zis, păi, stau, frate, așa. Bărbat, bărbat, da. Bă, ce știi, faci? Și mi-a Treaba rămas cumva e să deviză de ți viață. rezolvi, știi? Da, mi-a rămas deviză de viață. Bă, ce știi, frate, faci? Știu să schimb un bec? Știu, ok. Nu pot să-l schimb că e vreo problemă? Ok, leave it there și gata, chem pe cineva. Adică nu e nicio rușine în pana mea, încă există meserii. Dă voie de nevoie, știi? Corect, 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 Că corect, mă, da. de-aia nici nu mă arunc la discuții legate de afaceri, de business, de cripto, de, I don't know, de chestii care de, nu știu, de relații, de... Pana mea, adică am învățat să-mi fac contentul meu, să stau liniștit și cumva am învățat să fac chestia asta și în viață. Bă, știu să repar, frate, mașini? Nu. Pana mea, nu știu atunci. Efectiv, nu știam să schimb un ștergător, frate. Dar nu că nu știam să schimb un ștergător. Era mașina nouă și nu știam să pun un Nu știu sigur ștergător, că că nu mai era mașini, mie îmi plac mașinile din 90, știi? Adică eu dacă vreau să-mi cumpăr, îmi cumpăr mereu o rablă, gen, am eu chestii cu mașinile. Păi nu știam să schimb ștergătorul la mașina lui tata, și am rămas prost, mașină nouă. Și mă uitam așa și l-am rupt, îți dai seama, tot așa de nervi, l-am rupt. Și m-am dus la cineva după aia, mi-a luat 500 de lei. Am zis, cum 100 de euro mâncați aici, pentru ce? Și a zis, păi, pentru că l-ai rupt, că ești prost, că altfel era 40 de lei o să și mai spun, sigur. scăpai. Da. Da, Da. asta e karma. La un moment dat tot plătești, știi? Da, Mai te bine plătești gândești. din start, ești mai ieftin. Da. Treaba e făcută repede, bine, și tu ai timp să îți vezi de ale tale. Că în fond și la urma urmei, cam ăsta e principiul. Să devii supra-specialist într-un domeniu. Cred că ăsta e Exact, succesul efectiv. exact, exact. Consider că nu poți să activezi, nu poți să activezi complet în mai multe lucruri și să ai, nu neapărat succes, dar productivitate cumva. Acum știi cum e, de să nu ne împiedicăm în terminologie, știi? Bă, că e eficiență, că e succes, că e bun, că ești cunoscut, că etc. Realitatea este că investești tot timpul în domeniul respectiv, dacă vrei să fie. E și varianta cu jobul acum, știi? Dar aia o dăm la o parte, că e clar nu la asta ne referim. Ne referim la ultra-specializare pe o anumită carieră, că poți să fii și angajat. Dacă ești ultra-specialist în domeniul ăla, înseamnă că ai dedicat mulți ani de zile la studiul subiectului. Dar vorba ta, n-ai schimbat ștergătoare, bazine, prize, etc. Te-ai ocupat de aia de care ai decis tu să te ocupi și la revedere. De-aia ești Corect. bun în domeniul ăla, știi? Corect. La aia se rezumă. Corect. Moving forward. Da. Așa, hai să văd pe unde am rămas. Da, după povestea respectivă am zis că bă, hai să mă apuc și eu de niște studii și să caut pe aici, pe acolo.
Și am venit în Bucale, că eu fiind din Iași, la noi la UMF nu exista nimic decât medicină pură, nu aveam nimic de genul ăsta. Am găsit o varietate pe la Carol Davila de nutriție și alimentație publică și acum se cheamă nutriție și dietetică, ca să știi. Dietetică, da, Acum e altă poveste, e alt sistem, discutăm și sistemul ăsta, că e foarte important pentru noi dieteticieni să știe la ce să se aștepte. Și ăla a fost drumul, dar în nu? materie de informații, ce am mai făcut? Am fost în Marea Britanie, la Regency College, la un moment dat. Am zis eu că, bă, mie îmi trebuie informații mai de specialist. Știi, pe principiu să devii supra-specialist. Bine, ce ajungi să faci altă treabă, dar să devii supra-specialist. Și am fost în Marea Britanie, în Brighton, unde am stat vreo 8 luni de zile și din nou am făcut și acolo niște cursuri specializate. Alea 8 luni de zile am lucrat ca taximetrist, ca să-mi plătesc chiria, că nu eram, eu fiindcă m-am mutat din resurse umane, după ce ți-am zis că mi-a executat, numai pisica nu mi-a executat-o, cred că, Foarte nu bine. mai eram în... Era cheală treaba, știi, de tot. Și atunci, bă, nu prea aveam ce face. Și, în fine, am lucrat ca taximetrist la 8 luni de zile, am făcut eu specializarea, dar era foarte mult alimentație publică acolo, industrializare alimentară, ținea foarte mult de fluxurile de bucătărie, de ingrediente, conservanțe, etc. În fine, mai cules niște informații și de acolo și după aia, prin intermediul fostului meu trecut, am găsit niște conexiuni în Statele Unite și am lucrat în colaborare cu o clinică multidisciplinară de obezitate, dar un picuț mai elitistă, din Pennsylvania. Și aia a fost, cred că, prima mea experiență realistică în domeniul de luptă cu obezitatea și cu tot ceea ce ține de patologii conexe, când am văzut o echipă multidisciplinară. Man, știi cum e House, de ăștia că se adună 7 oameni și stau de vorbă pe același pacient? E for real? E for real? E for real. Femeie temporară, calculatorul e veșnic, cum era. Da, corect, corect, bine zis. Bine zis. Ok, bun. Hai să revenim. Erai la clinică. Ok? Așa. Deci era echipă multidisciplinară, 3 medici adunați, kinetoterapeut, antrenor personal, psihiatru, psiholog, ca să ne înțelegem, plus vreo 2 nutriționiști. Așa se lucra la un caz de obezitate, în care stăteam de vorbă pe pacientul ăla, de ne ieșea pe ochi pe toate analizele cu toate abordările, de la medicație, de la... Dar trebuie să înțelegem că discutăm de la 200 plus de kilograme, da? Adică trebuia cumva să te și încadrezi la niște limite ca să poți să intri și să obții genul ăsta de abordare. Păi, N-am... oricum era, te ocupai cumva de death sentence. Că, na, Da. nu mai era, adică nu era să faci omul să fie sănătos, era să-l salvezi de la moarte, în primul și în primul rând, știi? Exact. Deci era vorba de calitatea vieții, o posibilă prelungire de viață în măsura posibilităților. Eu am lucrat cu ei împreună, cred că 5 cazuri în totalitate și într-unul din ele a fost chiar recomandare unanimă de chirurgie bariatrică. Adică era și asta pe masă, dar la ei se face treaba nu ca la noi. Intervenție nutrițională timp de 8 luni de zile, psihoterapie, pregătire de dietă, învățat să mănânce, numărat calorii clasic, repartiție, număr de mese ridicat, ca după ce a terminat omul cu chirurgia bariatrică să știe ce Dumnezeu îl așteaptă, nu să intre ca la noi așa neantiinformațional, știi, te tai și după aia afli că stai, că de fapt nu mai poți mânca nimic. Bun, Nu știu câte stop. luni de zile. Așa, te rog. Număr de mese ridicat, că ai pus-o la filă. 5-6 serviri, cam așa se Ai făcea. pus-o Asta la filă. era. De ce? De ce? Că dogma acum e să mănânci cât mai puține mese. Rezistență la insulină. Da, eu ți le zic că sunt la Ok. curent Intrăm în acum. latura asta, la altă, da. Da, mănânci mult, automat mănânci multe mese, rezistență la insulină. Ai multe mese, te îngrași. Ai multe mese, îți strici, mă rog, implicând și intermitent fasting-ul în discuție, mai produci GH, mai crește secreția naturală de HGH, care oricum nu e naturală, dar mă rog, știi? Chestii de genul ăsta. De ce multe mese? De ce multe mese? În primul rând, povestea e niște ani mai mulți în spate, dar în al doilea rând, între noi, fie vorba, nici în ziua de azi n-aș schimba foarte mult povestea și nici nu o schimb foarte mult în experiența clinică, deși diferă de la om la om. Corect. Realitatea este că
Este absolut irelevantă discuția în materie de insulină, în materie de hormon de creștere. Este vorba despre psihonutriție aproape de 100%. Pentru că noi discutăm despre o tulburare alimentară care se cheamă hiperfagie și omul respectiv vrea să spargă în el non-stop. Când ajunge la 200 plus kg dacă n-a trece prin chestia asta. Binge eating, pentru înțelesul tuturor oamenilor. Binge eating-ul clasic, da? Ei, ideea este că tu în omul respectiv, ca să poți să controlezi cât de cât o densitate calorică și un raport de macronutrienți, tu trebuie să instaurezi hipersațietate. Dar hipersațietatea la nivel de aversiune asupra mâncării. Practic faci în revers adicția pe care o are el vis-a-vis de subiectul haleală, că el vrea să tot mănânce și să tot mănânce, și tu faci fix același lucru, îi dai lucrul ăsta. Da? Numai că îl dai temporizat, alt raport de macronutrienți și mergi pe principiile clasice care și în ziua de azi le aplic. Bă, ți-e foame, mănânci. Doar că nu poți să mănânci eclere și bere. Dar poți să mănânci un peptișor de pui, poți să mănânci o brânzică degresată, poți să mănânci o sălățică, poți să mănânci o porție de legume. Pentru că și adicția asta alimentară e cumva pe trepte, da? Nu e vorba musai de ce mănânci în adevăratul sens al cuvântului. La un moment dat totul se rezumă la cantitatea de mâncare și a nu fi privat de obiectul adicției. Pentru că el trebuie să ajungă la o umflătură de stomac ca aici să se liniștească apele cât de cât. Cum știm deja de pe fundal din ziua de astăzi că proteina este cea care instaurează hipersațietatea prin declanșarea hormonului colicistochinin în duoden, ăsta începe să inunde creierul și e cumva un soi de bypass la principiile orexigene și anorexigene existente, preexistente în hipotalamus. Și tu practic bagi în el proteină non-stop, cu legume, cu fibre, cu eliberare treptată, cu de toate. Ai într-adevăr mai multe mese, dar când discutăm despre cazuri clinice de genul ăsta, fii convins că ai măcar metformină dacă nu e deja pe insulină. Deci trebuie discutat și tabloul clinic precedent al pacientului. Ajungem și la metformină. Discuția e cumva temporizată, dar tu îl ții în cât mai multe mese și pe principiu, bă, ți-e foame, du-te și mănâncă. Ți-e foame, du-te și mănâncă, pentru că la el nu mai putem să discutăm despre timp de digestie. La el trebuie să discutăm despre damage control. Păi da, dar da. Uite, asta este contraintuitiv, că la nivel basic de informație pe care poți să ți-o iei de oriunde, proteina este macronutrientul care se digeră cel mai greu. Corect. Corect, da? Adică mănânci și este mult mai puțin probabil, de fapt e imposibil să-ți fie foame mai repede decât dacă ai mânca, nu știu, niște carbohidrați simpli, niște zaharuri, niște grăsimi saturate, pe moment, știi? Sau niște grăsimi nesaturate, știi? Dar ce e contraintuitiv e că oamenii care sunt obezi le este recomandat de la binge eating-ul pe care îl făceau să treacă direct la o OMAD, să zicem, știi? Sau două, mănâncă cât mai puțin, fratele meu. De ce? Că sunt eu cardiovascular și că doctor cardiolog și că mănânci cât mai puțin. Aici de fapt e problema, da? E vorba despre deontologia profesională a fiecăruia în fiecare domeniu. Principiul ce caută, știi, cu părerea mea din fotbal sau politică e nulă și eu n-am televizor de 9 ani, ca să ne înțelegem. Deci, apar n-am. Cu baftă știu cine e președintele statului și cam la vot mai văd și eu care-i treaba pe acolo ca să știu ce dracu fac, știi? Dar astea sunt principiile, știi? Dar eu n-am ce căuta să stau de vorbă cu tine. Ce părere ai de ce face Putin Ciprian? Am prieteni, putem să discutăm niște istorie, dar cam asta e tot ce știu vis-a-vis de subiect. N-am ce căuta în domeniul ăla. Și atunci cuvântul este, nu știu, cuvintele sunt, nu știu, stau în banca mea. De ce? Și acum să-ți explic, știi, partea aia pe care eu o consider marele meu atu. 9 ani de clinic, sunt în al 9-lea, deci am 8 ani încheiat să nu fiu măgar, da? Am 8 ani de lucrat individual cu om. Știi care e partea cea mai scârboasă? Nu există o abordare unică. Corect. De toate cazurile sunt ferite. Nu este scârbos deloc, este realitatea. Da, cum da. Nu există aici oameni care gândesc la fel în viața de zi cu zi legat de anumite subiecte tabu sau nu, la fel și aici, ce e atât de greu să înțelegi? Că biologia, într-adevăr, este una, dar corpurile sunt total diferite. Patologiile sunt total diferite. Iar și la fel și tabloul clinic și cel mai important lucru, abordarea.
Raportare, După da. ce am făcut primul an de cabinet, am luat eu niște lucruri. Aveau ăștia foarte mișto o treabă în New York. Se numea prietenul de luat acasă. Ok. Dă-mi voie să explic. Da. Este, povestea asta este preluată din adicțiile de droguri. Da? Adică în momentul în care te duci la o clinică de detox pe droguri, ca să dau ca și exemplu, după aia când te reinserezi în societate... Ai sponsor, ai sponsor, corect? Ai sponsor, da. Dar nu e chiar ca sponsorul de la AA. Ăsta merge cu tine acasă, frate. Da, 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 merge da. Cu tine de mânuță la cumpărături. M-am uitat la multe filme cu droguri. Stai. Sunt... Deci ăla e... Super mișto principiu. Deci ai omul care te ajută să te inserezi în societate. Și după aia, când am început primul an al meu, știi, am zis că, bă, e foarte important ce ai acasă, am făcut eu un contract cu societate, cu la-la-la, și în contractul ăla am făcut o stipulare în care, din când în când, în anumite cazuri, să fie de acord clientul și pacientul, să mergem să vizităm domiciliul lui. Man, eram la, aveam trei oameni pe lună, gen. Adică aveam timp cât în cap. Da? Și... Mi-aduc aminte de o poveste pe care am dreptul să o spun, fără a fi nominal, evident, de la o profesoară foarte faină de matematică cu care am lucrat în primul meu an. Și ca să înțelegi profilul psihologic al doamnei respective, avea și un comportament obsesiv-compulsiv vis-a-vis de ordine, aranjament, absolut tot. Ok? Dar era binge eating cu steșuri de dulce ținute, clasic, adicție, deci fără discuție, era diagnosticată din stat ca hiperfagie, fără niciun comentariu. În fine, știi cum e povestea cu jurnalul? Bă, jurnalul are atâtea astea calorii, astea macronutrienții, dacă tu ești ca cățeluș cu părul creț care se jură că nu fură și mănânci, nu știu, 1700 de calorii, dar ai luat 2 kg la final de lună, ai mâncat 1700 de kilocalorii. Hai să vedem despre ce e vorba, știi? Și am mers în vizită la doamna respectivă. Și când am mers în vizită la doamna respectivă, singura notă discordantă care mi s-a părut curat, bec, aranjat frumos, etc., am dat în frigider, am discutat despre cum ar trebui puse farfuriile, aranjate, mesele, la la la, avea, uite, stupefiant, și ne întoarcem karmic la rezervorul de la WC, care era capacul tras. Men, și unghiul meu, cum am traversat eu pe lângă pe acolo, când am aruncat un ochi, era un taniol din ăla specific de învelit ceva. Eu, natură pisicească, să văd ce e acolo. Frate, era un muffin care era așezat pe, știi, țava aia care e flotorul ăla. Deci era un muffin pus acolo cu capacul dat o lecuțică așa, știi? Din seria reguli de abordare, niciodată nu trebuie să indici steșul față de pacient. Trebuie să dai clara impresie că ai văzut despre ce e vorba. El trebuie să vadă că tu ai văzut treaba respectivă, să se simtă. Fără să creezi blamare sau, știi, să fie o chestie de rușine sau de... Trebuie să-l lași pe el să conștientizeze că la final e o problemă pe care tot el trebuie să o rezolve cu el, că tu nu poți să stai lângă el non-stop, știi? Și de la punctul respectiv am analizat eu în materie de nutriție că eu în cabinet voi face 80% altceva decât nutriție. Și de aici am început specializările pe tulburări alimentare. Și am început la noi în Iași, la Institutul de Psihiatrie Socola, unde singura adicție la noi în Românica e alcool. Și am început să învăț funcționalitatea adicțiilor și vreau să spun că pe parcursul experienței clinice mi-a dat o mână de ajutor uriașă în abordare. Întrucât eu am o specificitate de oameni cu care lucrez. Da? Cum tu ai o specificitate, la eu am altă specificitate. 30-35 plus, mai multe kilograme, asociații patologice, familie, carieră, etc. Da? Și atunci mă întâlnesc cu treaba asta extraordinar de frecvent. Și a trebuit să stau multe repetate discuții cu mulți psihologi și psihiatri pe o specializare care în România nu prea există. I'm sorry, nu prea există. Deci, când am găsit APTA și am început să iau de la APTA informațiile vis-a-vis de bulimie, de anorexie, țădula aia specială pentru părinți, pentru familie, cum să se comporte, dacă are... Deci, de la punctul ăla mi s-a schimbat practica. Complet. Și acum, ca să facem o leacă de backtracking, cum abordez omul, de fapt și de drept? Să vezi ce face la anamneză. Să lași să-l studiezi ca pe Animal Planet o perioadă de timp ca să-i vezi obiceiul și pe obiceiul ăla să clădești. Că dacă tu îi dai OMAD, apropo de principiul de intermit, cum să aplici foamea și restricția la cineva care este obișnuit cu binge și are o adicție de mâncare de zonă? Știi că acum e treaba asta cu mâncare emoțională. E o adicție, domnule, nu mai trebuie să o numim altfel, e trecută la nomenclator deja. Ne învârtim în jurul cozii, știi? Este o adicție. Dar, nu, dar cred că e numită emoțional pentru că toate au niște trigger-uri. Adică, știi?
Dicție la fel, e cu Da, da, strigă. da, 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 clar, 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 clar. Păi tocmai asta e ideea, că tu îi dai o mad unui om care are multiple trigger-uri pe parcursul unei zi și el trebuie să le cumva substituie nevoia de a lua o decizie sau de a face ceva cu a mânca, știi? Fix, fix. Practic, tu ce faci? Pur și simplu îi faci setup omului respectiv pentru o recidivă masivă. Că dacă el mănâncă de 4 ori pe zi sau mănâncă la a doua parte a zilei, că asta e foarte frecvent, nu mănânci nici dimineața sau mănânci un mic dejun frugal și după aia a doua parte a zilei ai binge-ul de Netflix clasic sau chestii de genul ăsta în care mănânci și te îmbui foarte serios. Și dacă tu îi dai o mad, păi el masa o să o ia de la ora 4 până la ora 9 seara. El o să consideră masa de seară, aici de 5 ore, știi? Sau principiile de intermittent fasting. Dar el, fiindcă nu este obișnuit cu acest principiu, îl duci la o recidivă, că el suportă foame. Și în foame, ce face? El, de fapt, se bate cu toate emoțiile și toate trigger-urile pe care le are. Și te bați. Dar din experiență îți spun, cedezi. Într-o Exact, săptămână, nu într-o exact, lună, nu în 3 luni. exact, Dar se duce dracului la un moment dat. exact. Și când ai o recidivă, n-ai o recidivă de vai, am mâncat într-o zi 300 de grame de carbohidrați din zahăr. Nu. Ai o recidivă de 3 luni de zile în care mănânci tot ce există pe suprafața planetei, pui 15 kg în plus și după aia vii din nou la specialist. Dar vezi că asta e problema, de fapt și de drept. Oamenii ăștia care publică online diverse căcaturi de genul ăsta nu au experiență clinică. Tu lucrezi cu omul. El îți dă un check-in, îți arată ce s-a întâmplat, îți trimite poze. Ăștia nu fac asta. Sincer, eu nu Ăștia cred că au sunt la experiență. pânăt. Nu cred că au experiență deloc. Adică, simplu Deloc. fapt, adică experiența personală este nulă. Eu de-aia mă feresc mereu să zic, bă, uite, eu fac asta. Păi cine sunt eu? Adică ce exemplu dau eu dacă le-aș spune eu oamenilor ce fac eu cu adevărat sau ce bag sau ce consum sau ce, Absolut. știi, mă feresc să pun mesele din cauza că devine o adicție, mai ales acum în social media când, uite, fanbase-ul meu spre diferență de altul sunt predominant copii, adică până în vârsta de 25-28 de ani, știi? Postez că am mâncat după antrenament un, nu știu, un Mars și mâine, îți Toată jur, lumea, deci 500 de oameni mănâncă câte un Mars după antrenament, da. nu 500, dar sigur o să fie unul care pune un mar, să-mi dă tag în story și ce, au, te-au, m-a învățat. Cum a fost cu Monster-ul la început? Am eu un prieten, m-a creat anul trecut sau acum 2 ani un trend cu Monster-ul. Deschidea mereu Monster-ul cu un deget, știi? Deschidea cu un deget. Băi, în 3 luni de zile, deci era story-ul plin, frate, de oameni care... Bine, o chestie inofensivă până la urmă, dar poți să faci o chestie care poate să fie, adică poate să producă damage, știi? Efectiv, poate să producă damage doar din simplu fapt că e un obicei, ăla îl face, ăla iese, știi? De-aia zic că experiența lor personală este nulă, frate. Adică, ce ai tu, ce ți se întâmplă ție, lucrurile care funcționează pe tine, aportul tău personal în toată povestea asta este nul. Tu funcționezi după niște principii și corpul și oamenii funcționează după alte principii. Adică, uite, putem să ne punem de acord că nutriția fără patologii genetice moștenite este basic. Da. Este E basic. matematică de clasa a treia. Exact asta zic Da. și eu. Frate, deci este doar calories in, calories out. Asta dacă nu ai vreo patologie genetică. Ok, dacă nu ai ceva care efectiv te scoate din schema asta și poate să anuleze anumite lucruri. Și marea problemă a oamenilor este total psihică din punctul meu de vedere. Modul în care vedem, și a noastră probabil, nu știu, faptul că, I don't know, we don't hassle for more money sau chestii de genul ăsta. Este o chestie psihică care te limitează, te pune Da. acolo într-un punct și spune, te face să spui întrebări. Ajungi în overthinking, zici, mamă, de ce fac eu asta, poate n-ar trebui să fac asta, poate, bag, mănânc în seara asta, ce se întâmplă? Păi mănânci în seara asta, mâine până la 5 o să fie ok, de la 5 zici, n-am mâncat nimic, păi mai mănânci în seara asta, păi, sigur o mă îngrași. Și tot așa, și tot așa. Deci eu consider că totul e o chestie psihică pentru că nutriția în sine este atât de basic. Hai să zicem că antrenamentele ar putea fi ușor mai complicate, știi? Păi dar nutriția este simplă, ai acum acces la o grămadă de lucruri și totuși oamenii aleg să se pierdă în niște detalii de-astea care nu Și contează. aici e o problemă, să știi. Da, Și spun de este. ce. Noi doi suntem stricați. By default. Deci engine-ul nostru de aici e stricat. Și spun și de ce. Pentru că tu ai perspectiva realistică. Bă, tati, discutăm despre calorii, da. Există niște repartiții de macronutrienți mai eficiente care îți dau o mână de ajutor? Da. Asta e Da. tot. Am terminat cu nutriția.
Ok? Da. O găsești la tine, o găsești la, cum se cheamă, la Robert, am văzut că și-a pus și el pe Da. pagină, ieși la mine cum îți calculez caloriile, calculator, toată povestea, sunt aplicații, totul e pus, totul e aranjat. Dar buba e că tu știi, eu știu, și noi suntem în permanență stupefiați vis-a-vis de ce lumea o dă în bară în mod epic, de ce epidemia de obezitate continuă. Păi să-ți explic. Pentru că avem degringolada informațională. Ia tu, Ciprian, și numără media în ziua de astăzi, în TikTok, în YouTube, în etc., cât spun lucrurilor pe nume. Cred că îi adun pe deștele la mâini și de la N-am, picioare. n-am, n-am. Și cam Deci, asta e uite, tot. deci După aia e degringolat. în afară de tine de pe TikTok, restul i-am luat la mișto, adică ai văzut și tu. Deci, Știu. ești singurul pe care l-am găsit e strict pe TikTok, nu vorbesc de alte cazuri personale sau de pe alte platforme, pe care am zis, ia uite cu aici, nebun. Că se poate, știi? Dar în rest, nu, adică n-a, nici nu știu cum să mă exprim. Lasă-ți că senzația, să știi că e și inversă. Eu l-am găsit pe Robert mai întâi și după aia de la el pe tine, înțelegi? Și când am început să mă uit la voi, am zis, Doamne, man, eram într-un soi de depresie de câțiva ani de zile, cu ușoare accese de panică, știi? Mi-a explicat doamna mea e psiholog clinician. Și mi-a explicat că se numește sindromul impostorului. Da, așa se numește. Și am Da, zis, bă, da, stai o da, da. leacă. Uită-te la rezultate, uite la sutele de oameni cu care ai lucrat, uite ce ai făcut până în ziua de azi, uite câți medici te recomandă, uită-te la astea, lasă, dă la o parte ce ți se pare. Și zis, bă, dar tu înțelegi că nu mai prea este nimeni în mediul online care să... Ca și tine, înțelegi, eu trebuie să mă autocenzureze zi, să mă leg de calorifer ca să nu intru în TikTok, numai în TikTok discutăm vorba ta, și să încep să fac harcea-parcea cu tot, că încerc să păstrez teoria asta antinegativistă, știa că nu vreau să-i măcelăresc pe toți într-un hal. Frate, dar n-am găsit cu cine să mă corelez, pe românești. Bă, mai este vreunul care zice același lucru? Nu prea. Păi, dar ăștia citesc studii? Nu, nimic, zero, tăiat în 14. Uite, asta e o chestie de care mie îmi pare rău că Robert are o anumită gândire, lui nu-i pasă. Deci, efectiv, el are o aroganță, dar bine, nu într-un sens rău, dar care nu poate fi digerată de multă lume și lui nu-i pasă. Și eu și-am pățit să zic asta. Lui nu-i pasă că îl distruge pe ăla, știi? Adică nu că îl distruge pe ăla, că modul în care o face poate să fie perceput ca hateful din exterior, știi? Și nu-l interesează, el zice, îl distrug. Deci nu-i pasă, mă, că mâine vine unul care are 4 milioane sau ceva de genul ăsta, că are follower, că pare. Pe el nu-l interesează chestia asta, știi? Eu cumva m-am ținut așa mai low key pentru că am avut la fel accese de nervi sau de depresie în momentul în care venea hate-ul, știi? Și ziceam, bă, nu mai pot să fac față. Pe el nu-l interesează. El dacă are 1.000 de comuri proaste și unul bun, lui nu-i pasă. Dar mie dacă mi-a dat unul ceva rău și mi-a dat trigger de la, efectiv știu că nu pot să reacționez cum aș vrea eu în exterior, știi, să-l înjur pe ăla sau să fac o chestie gen ieșită din comun și atunci prefer să mă închid. Și aici e o chestie care cumva cred că a fost interpretată foarte greșit. Când eram la început pe platformă, nu puteai să... totul era gen, zim cine ești, ești medic? Nu. Și Da, atunci, da, da. da, nu puteam să spun chestii verbale fără să le demonstrez și cumva în legalitate, știi? Și a apărut situația în care Robert prezenta studii și vorbea despre studii și zicea studii și după aia le dai studiile, le întorci camera, mă rog, filmezi tu pe PubMed sau le lași link și așa mai departe. Și am început logic să fac chestia asta, pentru că na, trebuie validare și trebuie cineva să te valideze, nu poate să te valideze un alt om, să zică, da bă, are dreptate asta ce zice, că majoritatea sunt în aceeași breaslă, noi suntem din exterior, știi? Și le dai studii. Bă, și de atunci s-au obișnuit cu studii, frate, și vor studii acum, dar vor studii acum pentru absolut orice. Deci acum dacă vreau să fac o afirmație, gen acum dacă vreau să fac o afirmație de asta, total pertinentă, nutriție basic, nu mai poți să o faci fără studiu. Studiu, hai, studiu, studiu. Și cumva i-am învățat prost pe oameni că vor studiu acum la absolut orice. Băi, băiatule, tu înțelegi că acum 30 de ani nu erau studii, mă? Bă, putem să ne punem de acord că erau oameni care făceau nutriție, să zicem, nu vorbesc în România, nu vorbesc de România, Da. oameni worldwide care făceau nutriție și reduceau obezitatea și nu existau studii pe tema asta. Acum vor studiu la orice, că a ieșit nu știu ce tip de proteină de aminoacid care se sintetizează, că nu știu ce peptidă, că bă, da, apa asta, hai să vedem care e cea mai bună apă din comerț, care e cea mai... Bă, ok, come on, come on, bro,
Cum e, tot timpul sunt trenduri care sunt locuite de alte trenduri. E pe de-o Da, parte bine. fericit că s-a mai potolit treaba asta cu medicii, pentru că asta cu medicii e foarte neplăcută și eu având experiența clinică pe care o am, am avut o lună, luna mea magică, așa, cum ai spus tu foarte bine, luna mea de validare. În luna mea de validare am lucrat cu doi medici diabetologi ca pacienți și pe încă 2-3 nu i-am în nutriție. Și pentru mine aia a fost una în care am zis, ok, azi bo. Pot să mă potole, trebuie să-mi aduc aminte de fiecare. Știi, mi-am creat un auto-trigger ăla care să-mi aduc aminte când mi se pare că o iau pe arătură. Și am zis, ok, am înțeles. Deci în medicină nu se face nutriție și oamenii cu bun simț din medicină acceptă treaba asta și învață nutriția exact cum o predăm noi. Că noi facem același lucru și clar că avem aceleași principii, știi? Corect. Și am fost super fericit de treaba asta. După aia a venit treaba asta într-adevăr cu studiile, unde am mai văzut câțiva care citează niște studii, frate, dar... Da, și asta că... Trebuie să știi să citești un studiu, dacă mă înțelegi. Eu zic, trebuie să iei și niște experiență clinică să o pui acolo. Trebuie există, să iei niște există mai multe probleme. Unul, în primul rând, folosesc studii de X ani, care sunt distruse de o grămadă, adică ai 100 de studii, mâncați-și gura ta, că aspartamul și sucraloza nu ridică trigger-ul, nu îți ridică glucoza în sânge. Dacă tu n-ai diabet... Dacă tu n-ai diabet și e unul făcut pe șobolani, unde au băgat de două ori, adică tu într-un mamifer de 200 de grame, tu îi dai de 10 ori, de, nu mai știu, de multe ori, adică... Era peste 1000 de ori cantitatea care ar fi trebuit el să o asimileze sau pe care o găsim noi într-o cutie. Și îmi zici că a făcut șobolanul cancer. Get the fuck out! Get the fuck out! Păi cum? Tu te-ai uitat la ce... Și fac cherry picking. A doua problemă e că fac cherry picking. Se uită și văd ei acolo, au văzut ei acolo, cum e aia cu autofagia? Păi ăla e studiu pe autofagie, mâncați-și gura ta, nu-i pe fasting. Ei nici măcar nu știu să, să citeze studiu care este. Păi ce ai făcut ăla? Păi este pe drojdie, e făcut pe oameni, nu! Pa, te pup, vorbim, ne vedem când încep să faci tu Cambridge-ul, să înveți engleză. Dom, căcat, adică serios? Și-o iau, știi, cumva... Caută validare și caută cuvintele pe care le vor ei. Se uită. Asta e fix, la asta se rezumă. Eu am învățat treaba asta în ultimul meu ciclu de studii, doctoratul, în care am învățat că treaba asta se numește bias. Bias. Cauți în studiu expres ceva care să valideze opinia ta personală. Și asta înseamnă că tu nu mai citești datele ca date și extragi datele de acolo și le folosești în experiența ta clinică, ci cauți ceva să valideze opinia ta. Și în studii, pe fiant, vei găsi tot timpul treaba asta. Deci când cauți pe, bă, funcționează postul intermitent, da. Da, știi cum e, vine și experiența clinică deasupra, care îți spune că marea majoritate o dau în vară la un moment dat, în 6 luni de zile, etc. Dar dacă el vrea să găsească studiu și să-l pună sus și să arboreze steagul cu studiu, o face. Și pentru el e validarea lui, știi? Da, nu așa funcționează știința. Dar e și reversul medaliei, că vine unul și zice, bă, eu fac intermitent fasting de 20 de ani și uite cum arăt și își pune analizele pe masă și tu zici, ok, stop, tu, nu eu, nu el, nu ea, tu. Tu și atât. Că ce? Că ți-ai propus. Și că ai reușit și că te-ai ajutat corpul. Atât tu. Tu nu ești un exemplu. Tu nu o să fii niciodată. Tu dacă intri într-un studiu cu grup de control, tu pici, man. Tu ești minoritar. Te pup din start. Tu, bai, tu ești acolo jos. Ești ultimul. Corect. Ești ăla care e 1%, știi? Da. Tu, din nou, experiența personală, zero relevanță în cazurile de genul, știi? Că nu... Nu poți să aplici la oameni, nu? Nu știu, mi se pare stupid. Știi cum e? Și apropo de ce face Robert, eu sunt gelos pe el că face treaba asta. Eu nu pot. Da, și eu într-un fel, nici eu nu pot. Deci, în primul rând mi-ar place să nu mai fiu afectat de ceea ce se întâmplă online. Asta e ideea, știi? Că cumva nu sunt gelos că pot să fac chestia aia. Nu pot să... Nu. Să nu fii afectat. Da, nu poți să faci față cumva în ghilimele la repercursiuni sau la modul în care ești privit și asta, mă rog, s-ar putea să fie o chestie de ego sau ceva de genul, știi? Dar e vorba de imaginea pe care ți-o crezi, că vrei să fii relevant over time și nu vrei să fii perceput ca fiind hateful sau... Știi, până la urmă, bă... În fond și la urmă, eu știi ce explicație, știi cum e, toți ne găsim niște explicații, toți ne găsim niște scuze, știi? Da. Eu mi-am găsit următoarea explicație față de mine. It's bad for business.
Hai să fim și Da, realiști. da, păi asta e imaginea, imaginea ta, imaginea ta, imaginea adică, ta. Și mi-au confirmat foarte mulți clienți și pacienți cu care lucrez faptul că au venit la mine și lucrează cu mine tocmai din cauza faptului că nu sunt genul care blamez, care atac, care etc. Aparte de asta, apropo de atacuri, dude, m-am luat de curente mai mari, mă înțelegi? MLM-uri, gea de Herbalife, de al de... Crezi că mi-a plăcut să am blocată pagina o săptămână jumate și să trimit toate actele prin curier în Irlanda? Că asta a trebuit să fac ca să-mi deblocheze pagina prima dată când mi-au blocat. Și după aia să-mi confirme că au fost peste 400 de reporturi la pagina mea de Facebook. A fost interzis cuvântul Nutrigo în tot Facebook-ul. Deci toate postările mele fucking ever care aveau hashtag Nutrigo sau cuvântul Nutrigo au fost interzise din cauza 400 de reporturi. Irlandezul mi-a dat o explicație foarte mișto. Mi-a zis, bă, prietene, eu înțeleg ce zici tu și înțeleg ce s-a întâmplat și mi-ai dat validarea și am avut un om în română care a citit despre ce-i vorba. Am văzut că ești ok și te-am repus în punctul ăla și te-am ridicat la un alt status. Dar dacă erai un snaf din Afganistan și primeau 400 de reporturi, nu puteam să te lăsăm online. Unconscious bias. Unconscious bias. Pe de altă parte, am atacat Herbalife și... Și ce? Crezi, au înțeles câte... din Herbalife ceva. Ce procese? Pus... Dar cine știe câte procese are Herbalife deschise? Câte procese a pierdut Herbalife? Aparte de... Dar crezi că a venit, că am pus la un moment dat postarea așa, bă, dacă ești din Herbalife și vrei să te învăți o nutriție, te învăți moca. Dar măcar să faci treaba asta la oamenii parte. Crezi că a venit vreunul? Nu. No. Crezi păi că a venit atac. La altul și a zis, am aruncat Herbalife-ul pentru că... E atac direct. Dar știi, revenim la broscuța din deșert. Așa am avut eu paginile blocate 2 săptămâni de zile și mi-am făcut toți nervii de pe planetă și mi-am mâncat un an de viață pe stres. De ce? O realitate este următoarea. În mediul online, și nu mediul online, în orice mediu, care vor să facă ceva într-un mod eficient și sunt la nivelul ăla, nu vreau să fiu discriminant, dar înțelegi ce vreau să zic. Da. Dar sunt la nivelul ăla de accepțiune, sună specialistul. Pa! Pe tine, pe zona de fitness, pe Robert, pe fiecare pe zona lui, se pliază pe el și îl sună pe ăla. Nu freacăment. Îți promit treaba asta. Am învățat asta pentru că noi tot timpul avem tendința să ghidăm și să dirijăm marketing într-o direcție sau una. Nu, e adevărat. Omul se uită la tine, îi place informația, îi place moaca, îi place cum dai din guriță, nu-i place tatuajele, nu vine la tine. Chestii de genul ăsta. Da. La asta se rezumă. Și oamenii care vin la mine, cel puțin în experiența mea, te-am plăcut pe tine, mi-a plăcut ce publici, mi-a plăcut cum vorbești, mi-a plăcut cum răspunzi în comentariu, că frate, apropo de CV-ul tău, CV-ul tău e online. Cum răspunzi, cum vorbești, cum îți spun eu, unul când vrea să lucreze cu tine, te caută și acolo, între gluți, mă înțelegi? Te caută acum 2014 primele postări, știi? Da, știu. Deci pe acolo te ia. Știu. Și după aia vede cine e și spune, ok, hai că lucrez cu tine, o zi bună. Ăla e CV-ul tău. Da. Confirm. Tu faci cumva analiză pe clienți, întrebi de unde m-ai găsit, cum că eu îți spun și statistica. Statistica mea actuală este următoarea. Chiar ieri am predat-o la cineva că am discutat cu culmea o clientă care e specialistă pe marketing și mai bărtărim de treabă de genul ăsta, știi? Am terminat statistica pe ultimul an, că na, se apropie, aproape încheiat ce mai la deal la vale. În proporție de 40% din cei care au venit la mine, au venit din recomandări vechi. Uh-huh. Cam 30% au venit din partea recomandărilor de la medici, specialiști cu care am mai lucrat, care am mai făcut, care au văzut rezultate de la mine și doar 30% din marketing. Unde când spun 30% din marketing, mă refer la 20-25% din TikTok, Facebook-ul, Instagram-ul e mort, YouTube-ul n-am funcționat nicio brânză pe el, ca să fiu sincer. Băi, la noi... Așa arată povestea mea. Din marketing, dar asta cu recomandările la noi funcționează altfel, că tu iei un client și mă rog, cred că s-au decuicul la tine. Ai făcut ceva? Nu, e tot foarte bine. Ok. Ceva, mi-am uitat ideea. Ok, tu iei un la client. La mine un client, așa. Eu urăsc să fac transformări, gen alea cu before and after, că la finalul zilei, dacă îmi vine un om obez morbid, eu în 2 săptămâni, în 3 săptămâni, nu, în 3-4 luni, eu îl scot pe la ați, înțelegi? Adică, și nu e o chestie, adică nu e niciun trick, nu e niciun tips and tricks, un om
foarte sensibil, frate, și responsiv, pentru că n-am mai făcut chestia asta niciodată. Versus iau un om pe care vreau să-l duc pe scenă, bă, și mă chinui cu ăla, cum faci, că avem 7 luni, ce facem, cum, ce mai punem, ce mai scădem, hai să vedem cum facem, să fii în formă bună, să faci posing cu ăla, să îi faci timing, să aportul de suplimente, hai să vedem cum o dăm la capăt, ce se întâmplă, cum arăți. Știi, fără să strici omul, fără să-l deshidratezi, fără să moară săracul lângă tine, fără chestii de genul ăsta. Păi și ideea e că toți pun botul numai la transformările alea. Că oricine te duci, că faci tu intermittent fasting acasă, că te duci la cel mai bun nutriționist din lume, că te duci la cel mai bun antrenor din lume. Păi frate, e imposibil să nu slăbești. Dacă aplici niște niște principii de nutriție extrem de simple, e imposibil să nu se întâmple ceva cu corpul tău. De ce? Că ești hyper-responsiv, că n-ai mai făcut chestia asta niciodată, că ești obez morbid, că ai o grămadă de probleme, că ai ajuns într-un punct unde corpul răspunde imediat la stimul, că n-a existat stimul până acum și tocmai de-aia tu ai rezultatele pe care le ai. Doar că la noi vin majoritatea din concurs. Știi, ai urcat un client pe scenă, a arătat bine, nu e neapărat la recomandarea lui, dar să fiu sincer, pe mine oamenii pe care i-am dus pe scenă mi-au adus oameni mai încolo pe care să pot să-i duc pe scenă, știi? Și ușor, ușor și treptat, treptat să încep să las din oamenii pe care i-am la lifestyle, știi, în viața de zi cu zi. Pentru că mi-e foarte greu să-i învăț niște principii și au foarte multe întrebări la care nu vreau să fiu arogant, dar consider că sunt atât de simple încă nu mai pot să le dau eu răspuns la chestia aia, știi? Și nu că nu mi-aduce nicio satisfacție, că mi-aduce o satisfacție să omul să fie transformat, știi? Dar după aia omul pleacă. Și dacă am învățat ceva este foarte bine, dar majoritatea nu învață. Eu sper să învețe și de-aia și vorbesc cu ei, știi? Să poată să-și facă treaba mai încolo. Bă, ai învățat principiul ăsta? Tu nu trebuie să iei docul ăla de Word pe care ți l-am dat eu sau de Excel și să stai cu el toată viața. Da, că eu ți-am adaptat ăla, că ți l-am adaptat la săptămână, că ți l-am adaptat la 2 sau la 3 săptămâni când a fost nevoie, eu ți l-am adaptat pe ăla, că până la urmă asta este munca din spate, că să faci documentul la început și după aia să adaptezi pe parcurs, să-l faci la început e nimic ca tot, dar după aia tu trebuie să-l adaptezi pe parcurs, frate. Aia e munca unui antrenor, unui nutriționist și așa mai departe. Ce chinurile alea sunt munca. Păi tu dacă n-ai înțeles nimic și continui cu ultimul pe care ți l-am dat și la un moment dat zici, bă, mai fă rezultate, bă, cam ești, sigur fac eu ceva greșit. Ce a făcut ăsta? Mi l-a lăsat așa, știi? E greu și majoritatea se întorc, frate, după și eu sunt, bă, de ce te întorci? De ce ai plecat în primul, de ce ai plecat ca să te întorci? Am crezut că mă descurc, da muncă, da familie, da. E, și ca să nu mai existe problema asta, eu prefer să move forward de la ei cumva, știi? Că na, este taxant așa pentru timp petrecut cumva, știi? E ca și cum ai un prediabetic, bă, l-ai scăpat de diabet și după aia peste un an zice, a, nu, acum am dau 5 unități de insulină la fiecare masă, e ok, n-am putut să scap, nu, n-am avut nicio șansă, știi? Nu e chiar așa. Și oamenii de la concurs îmi pleacă. Păi da, măcar știu că pleacă la altul care ține pe aceeași cale. Înțelegi? Că consider eu că e mai bun sau mai slab. Asta e altceva. Nu are relevanță. Păi da, măcar știu că nu s-au lăsat o chestie, știi? Cumva, nu știu, disciplina pentru sport i-a ținut acolo. Dar oamenii la lifestyle, că pleacă din antrenor în antrenor. Că își au pauze, că... Dacă nu sunt intuit și nu înțeleg conceptul de la început... Nu prea poți să, adică mi se pare cumva un rulaj de ăsta de clienți pe care cumva, da, e bun pentru business, dar nu e bun așa ca experiență de viață, adică, știi? Da, eram în primul concurs, în prima pregătire pentru primul concurs, eram natural, nu știam ce fac, la fel intermittent fasting, că na, era mare foame. Eu am ajuns de la 80 ca să 86 la 62 de chile pe scenă, știi, ca să faci o idee. Da, eram un schelet ambulant. Și un lucru pe care l-am învățat foarte bine în perioada aia și pe care, mă rog, l-am învățat după aia toată viața e că pe măsură ce bei mai multă apă, cu atât elimini mai multă apă. Și bând multă apă este foarte healthy pentru tine. Bine, aveam și o viață activă, eram antrenor în sală, țineam ore de spinning și așa mai departe. Și alergam mult, adică mă alerga, era să zic Dumnezeu să ierte, dar încă trăiește, m-a alergat doamna, bă, 6 ore de spinning pe zi, 6 ore de spinning, mergeam cu bicicleta ca să muncă, știi,
asta, săraca, acum e pe ducă, săraca bicicleta asta, deci mi-a salvat viața. Că eram sărac, adică n-aveam, adică n-aveam mașină, dar mă rog, înțelegi ideea, știi? Nu îți permiteai să te duci cu mașina în fiecare zi, chestii de genul ăsta, mă rog. Bicicleta, mă rog, mi-a salvat viața. Între două joburi și facultate, îți dai seama, bicicletă, bicicletă, bicicletă. Și am băut eu 14 litri într-o zi, că am zis, ia să vedem, mă, că, în general beam 6, 7, 8 litri, știi? Da, să vedem, mă, 14, ce se întâmplă la 14 litri? Încercasem eu o încărcare și am zis, în ziua aia fac, nu mai știu cât am zis, 600 de grame de carbo. Era imens pentru mine atunci, îți dai seama, era, acum 600 nu le mai simt, dar atunci era imens de mult. Și îmi beau și 14 litri, să vedem cât de mult mă încarc. Păi și-am ajuns la, dar deci simțeam, nu mai îmi simțeam corpul de la buric în jos, știi? Și au început niște înțepături, niște, și am zis, blocaj Asta e. Asta renal, a fost. da, nici nu mai puteam să mă duc la baie, adică mă duceam la baie, nu mai scoteam nimic, știi? Dar eram și cu, eram hiperumflat, știi? Cât de hiperumflat poți să fii la 63 de chile când stomacul este efectiv atâta? Mamă. Am zis, am pus-o, nu știu. Am stat vreo 2 ore jos, nemișcat. După aia am mers la baie și după aia m-am liniștit și am zis, hai să mai beau 2 litri. Am mai băut 2 litri, frate, și a fost ok, dar gen noaptea aia, eu mai la toaletă, știi? Mă la toaletă. La toaletă, da. Deci oricum, uite că aici bate cumva discuția ca paranteză. Mie mi se pare ce faceți voi în domeniul competițional e o artă, frate. Deci e o artă de a-ți sculpta corpul într-o formă absolută. Manipulările de apă, manipulările de carbohidrați, de electroliți. Așa știi cum e cu teoria? Eu nu fac deloc nutriție sportivă. Adică nici de șah. Nu fac, știi? Adică nu, în momentul în care primesc pe cineva până de profilul tău de client, până în 30, care vrea bicep și etc., automat fac trimitere fără discuție. Da, Da. o zic, nu. Pentru că nu e și foarte complicat, mai ales zona competițională am ce căuta în ea, punct. Dacă să zicem că vor doar mușchi, știi, esteticul și atâta, tot, îs pe principiu, nu. Eu fac altceva, eu merg pe zonă de clinică, vârstă mai înaintată, carieră, tulburări alimentare, complexitate patologică și restul fac pachetel și trimit frumușel către direcția voastră. Pentru că, mai ales pe zona competițională, ți-am zis, mie mi se pare o artă ceva. Eu ți-absorb ție vlogurile pe care le faci în domeniul de bodybuilding. M-am uitat la o bună bucată din ele, așa, cu deosebită pasiune. Mi se par absolut super interesante și fantastică voința din domeniul ăsta pe care o aveți. Cred că e o chestie care tot așa umple niște goluri, știi? Adică la un moment dat e făcută din inerție. Adică uite, de exemplu vreau să zic că mâine plecăm în concediu, da? Deci din inerție, înainte mă chinuiam, ziceam, mamă, nu putem frate să plecăm, că trebuie să-mi iau mâncare, trebuie să-mi iau. Acum mă trezesc de dimineață, la fel, au fost zile în care am zis, mâine mă trezesc, m-am săturat și fac cheat day. Nu pot să mănânc de dimineață, nu pot să mă trezesc cu nu știu, cu pizza de dimineață în gură. Nu pot. Adică am încercat și era așa, nu știu, un test, o distracție. Eu am zis, gata, săptămâna asta fac, nu pot. Dar legat de ce ai zis că manipulări de carbohidrați, de apă, de electrolit, să știi că majoritatea vorbesc de chestiile astea. Manipulări de sodiu, manipulări de X, de Y, de Z, dar, păi, ele în realitate nu există. Uite, eu antrenez doar sportivi naturali, știi? Cauză că nu vreau să am sănătatea oamenilor pe conștiință. Corect, Da? corect. Chiar dacă să zicem că I know my shit, nu vreau frate, adică efectiv, nu, refuz, refuz. Dacă îmi vine un om care zice că e natural și vrea, zice, vreau să bag și eu, nu, zic nu. Vrei să lucrezi cu mine așa sau poți să te duci la următorul care oricum știu sigur că îți dă, știi? Și nu există, în realitate nu există manipulări. Nu există manipulări de apă pentru sportivi naturali. Mi-am dus întotdeauna sportivi naturali cu niște mici încărcări, descărcări, dar nu pot să le numesc manipulări. Până la urmă, nu tu manipulezi chestia asta. Tu ai un intake, dă orice în corp și corpul, tu trebuie doar să înveți cam cum ar reacționa corpul. Păi să faci niște teste înainte, să vezi, bă, tu cum reacționezi dacă bei 8 litri de apă. În principiu, e un principiu super simplu pe care eu merg, eu raportez apa la carbu și sare. Atât. Am 1 litru de apă pe 1 gram de sare, am 1 litru de apă la 70, între 70 și 100 de carbo în funcție de persoană și cam așa. Într-adevăr, cu carbohidrații să zicem că sunt niște manipulări, că faci niște încărcări și descărcări. Dar dacă din nou te uiți la ele, în principiu nutrițional, băi, sunt atât de simple, mi se pare că se complică lumea atât de
Știi că majoritatea cazurilor de deces în bodybuilding sunt diureticele și Uretic, da. deshidratările. Diureticele, deshidratarea și sodiu. Astea sunt, deci, băi, jur, găsit oameni, au făcut, sunt necrologele, doamne, pe net, știi, le găsești necrologul pe net, să vezi, da, într-adevăr, la oamenii care aveau 300 pounds bodybuilder, au găsit niște tumori, într-adevăr, e și logic când ai 50 de unități de IGF-1 pe zi, adică, Bineînțeles, na, bineînțeles. n-ai. Sunt lucruri prin tine. Ele oricum sunt în noi și doar Da, cresc. exact. Ce trebuie. Au crescut alea. Păi da, cauza decesului este deshidratarea și abuzul de diuretice. Este foarte simplu. Și până la urmă, era să zic atac vascular cerebral, este infarct. Da. Asta este, Da, e este bușe și infarct. pompa electrolitică de natriu cu potasiu Corect, și adios și un corect. prazosmedes. O ia ticăritorul pe urechi și s-a dus. De-aia nu merg pe sistemul că, bă, manipulări, că, bă, că scoatem, că deshidratăm, că... Păi de ce? Dacă principiul e simplu, dacă tu nu bei apă, în primul rând nu poți să te încarci cu glicogenul, oricâți carbohidrați ai mâncat tu și oricât sodiu ai luat. Nu poți să încarci glicogenul, că glicogenul conține apă și carbohidrat. Ai scos unul dintre ele, nu mai e glicogen. În al doilea rând scoți apa, tot ai apă în corp, că n-ai eliminat-o pe toată. Și apa din țesuturile interstițiare, bam, ți-o bagă sub cutanat și zici, faci așa și zici, a, Ce pufis. ce am greșit? Ești și plat pe scenă, ești și acoperit în același timp. Deci nu ești nici încărcat cu glicogen și mai ești și acoperit cu un strat de apă. Și zici, de ce? Că eu am făcut deshidratare. Păi, poate pentru că ai făcut deshidratare, gen. Știi? Poate nu? Adică e un principiu, zic, te uiți puțin, înțelegi puțin biologic, nu? Nu? Dar ce mă, că eu antrenez oameni de ăștia, am înțeles. Da, Dar ai pățit-o. dacă ți-a ieșit cu 2-3, nu înseamnă că merge cu 200, știi? Absolut. Și de-aia zic că mie nu mi se pare așa o chestie. Mai zic cu oamenii că, știi ce nu mi-a plăcut niciodată? Să mi se zică felicitări pentru cum arăt sau pentru felicitări că faci sportul ăsta. De ce, frate? Cu ce merit eu felicitat că fac sportul ăsta versus un om care, nu știu, muncește în orice alt domeniu? Până la urmă, Absolut, o carieră în fund și la care-i urmă. faza? Da, care-i faza? Băi, felicită-mă dacă vrei să mă felicită, felicită-mă dacă ai învățat ceva. Dacă, bă, m-am uitat, frate, la tine și am învățat ceva din... Alea mi se par, adică alea mi se par comentariile bune, când oamenii zic, mulțumim pentru ce ne-ai zis, ce ne-ai dat, am învățat o chestie în genul ăsta, m-a ajutat, nu găsisem răspunsul la o întrebare, l-am găsit la tine, bravo. Bă, dar nu-mi zice felicitări pentru cum arăt, că cumva... Crezi că eu arăt așa pentru tine să mă felicit? Sau înțeleg că e o chestie basic a oamenilor să zică, cum zic, s-a născut copilul să vă trăiască. Vă Păi, trăiască, da, clasic, pala da. mea nu moare! Să vă trăiască înseamnă că ar fi o șansă să moară și n-ai vrea cumva să te gândești că moare, gen, știi? Asta e o chestie pe care Asta cu multă sănătate, când miurează în multă comentarii, sănătate. multă sănătate. A, și începe, Doamne dar ajută! răbolnav. Adică nu-s frumusețe nici pe drept, dar n-ară bolnav așa, adică par ok, știi. Multă Da, e, sănătate uite, în vorbesc. clinică, în zona asta la altă de nutriție, nu, povestea nu este chiar atât de strictă. E basically aceeași poveste, treci prin educație nutrițională, faci anamneza medicală, îl trimiți la analize, iei dosarul la puricat, după aia treci, educă-l, învață-l ce-s carbi, ce-s lipidele, ce-s proteinele, după aia începi să lucrezi la complianță pe jurnal. Că de fapt la asta rezum. Eu am mers, eu am schimbat principiile mele de lucru, cred că din primul an de altfel, n-am mai rulat pe principiul clasic și în ziua de astăzi de plan alimentar. Am rulat cu educație tati. Și acum este păr la ceas, ca să zic așa, păr românește, știi, cu aplicațiile online. Dar înainte, Ciprian, aveam un Google Drive, maică, pe care îl dădeam share cu clientul și clientul trecea grame acolo și îmi lua câte jumătate de oră de matematică înainte de fiecare consultație pe care o făceam cu omul. Deci îmbătrâneam la câtă matematică. Când am intrat prima și am început să lucrez în state cu vreo 2 pe fitness pal, Jesus Christ, deci am zis, voi, deci va triplez numărul de oameni, fără nicio greață, vreau să zic, știi? Da. Eu am mers pe, știi cum ai tu check-in-ul, eu am mers pe principiul de ne vedem așa, în fiecare săptămână jumătate de oră, o oră, în funcție de situație. Prima lună o oră, că avem de vorbit, și după aia câte jumătate de oră. Că dacă nu te vezi cu omul,
999. Nu funcționează. Mai ales că viața la mulți e complicat. Familie, copii, carieră. Nici nu, dacă îl întrebi așa, el la bani mărunți de ce face treaba asta, nu-ți dă răspunsul din suflet. Pentru sănătate, pentru estetic, pentru... Trebuie, mă obligă familia, m-a trimis medic. Deci, din astea, știi, Pot să-ți forță. confirm asta. Oamenii care au rata de a se lăsa sunt exact oamenii ăștia de care vorbești. Și mi s-a întâmplat și mie. Adică, într-o zi, n-au mai dat check-in. Sau le era rușine, sau au făcut o chestie, știi? Și există, e că există shame-ul ăsta de parcă, bă, ce ți-aș face? Crezi că te înjur de toți morții și relații? Că... Mult. Știu, tu ai dreptate, tu zici foarte bine, dar să știi că trebuie să lucrezi foarte mult cu omul din start. Pentru că știi cum e, când ai mulți ani de zile de făcut asta și tu presupun că ai început să aduni pe răboș așa frumușel, știi, lucrezi pe principiul american de preemptive strike, știi? Lovești problema înainte să apară. Știi că va veni punctul în care o să o dea în bară, știi că o să fie shaming-ul de intrat, și atunci încep din start, din primele consultații, discuțiile vis-a-vis de autoblamare și blamare, faptul că toți o dăm în bară, încep și eu cu povești de la mine, bă, vezi că m-am văzut cu băieții în weekendul ăsta și am mâncat pizza și am doborât două sticle de tequila, înțelegi? Ca să vadă că și tu ești în aceeași poziție, e un pic diferit la noi, știi, ca marjă de oameni, adică eu îmi permit mult mai lucruri decât îți permiți tu pe zona competițională. Și le spun și le arăt jurnalul, alimentar, aplicația, le dau extras, uite ce am făcut ieri, am dat-o în bar, am bușit grăsimile, m-am dus cu 20 în plus, că a venit, mi-a adus mici, am cedat la 3 mici. Și se simte normal și el, pentru că e vorba de normalitate. La ei discuți de jurnal alimentar de un an, unde ai medii masive, carbi, lipide, greu e să-i convingi să treacă orice în aplicație. După aia, când vezi că aplicația nu se pupă cu cântarul, ceea ce sunt multe cazuri, trebuie să începi o discuție din aia pe la Ploiești, fără blamare. Fără, dud, știi, cu cățelușul care se jură că nu fură, înțeleg, dar vezi că psihicul tău este cel mai mare inamic. Și dacă ai băga mâna în alune, mâna aia trebuie să o pui și pe cântar. Că așa bagi mânuța odată, așa, a doua oară bagi, așa, a treia oară bagi, așa, tu treci câte 25 de grame de fiecare dată de migdale. Dar ultima oară ai băgat 105 de grame. S-a dus dracului deficitul. Știi? Și după aia te bați cu familia. Pentru că nu tot timpul familia este de acord cu ceea ce face slăbacul în domeniu. E chiar pe dos, lucrează ca enabler. După aia te bați vorba ta cu societatea, un alt subiect important, diet shaming-ul din ziua de azi. Toți oamenii cu care lucrez sunt sătui. Azi, înainte să mă văd cu tine, cu o domnișoară care lucrez, cred că de vreun an și ceva, De ce mănânci la muncă? De ce mănânci la muncă, casolete? Ce ai făcut de ai slăbit? Da. Dar de ce nu mănânci aia? Dar ce mănânci? Dar de ce mănânci tort? Deci asta e iar, e horror. Deci de ce mănânci tort? Dar lasă-mă în puii mei, că eu număr niște calorii, cântăresc, am un jurnal, îmi bugetez săptămâna, îmi repartizez. Ce știi tu? Știi? Și toată lumea, de fapt, și de drept din seria ăștia care fac diet shaming-ul, ei caută șpilul. Dar am în particular de ăștia mea. Adică am oameni care vin și lucrează 2 luni cu mine. 2 luni! 2 luni înseamnă 8 consultații. Adică ne vedem în fiecare săptămână. Trece la jurnal. Și în fiecare săptămână tot vine întrebarea. Și care e șmecheria? Deci ce trebuie să fac? Ce ai făcut și până acum? Numeri, proteine, carbi, lipide, repartizezi pe mese, bugetezi pe săptămână, eu te ajut din spate la toată treaba. Ok, săptămâna viitoare iar la consultație. Deci un ceai, ceva, o pastiluță, o... Nu, prietene, deci din nou îți spun, știi, deci prin a doua lună, ușor iritat, știi ce, dar te plătesc de 2 luni, nu? Da, nu-mi dai și mie. Care e șmecheria, totuși. Da. Prietene, url în toată media non-stop că nu este nicio șmecherie. True. Asta e omul. Absolut, true. Da. Și uite, apropo de oameni care revin, să știi că am oameni cu care lucrez, uite, am un caz foarte fain, am o persoană cu care am plecat de la 220, acum suntem pe la 120-130 și el lucrează 3 luni pe an cu mine. Wow. Atât. Păi și în restul timpului ce face? Primul an am dat o bară epic, deci n-am reușit să o scoatem la capăt. Persoană foarte inteligentă, un bărbat foarte inteligent și am zis, bă, deci mentenanța pe parcursul anului o dai în bară, o mai nu știu ce, dar o ține bine. Deci stupefiant, mentenanța reușește să o țină bine pe an. Deficitul are nevoie să stea lângă mine. Și noi pe 3 luni lucrate pe an, 15-20 jos. Că la 200 așa se duc.
Știi? Adică cam așa am plecat. Și atâta lucrează cu mine. 3 luni de zile de deficit, el are un program structurat, special, cu examene, cu etc. pe domeniul lui și are 3 luni în care este suficient de zen cât să țină un deficit funcțional. Dăm jos cât dăm jos, după aia intră în mentenanță, ridic calorii la mentenanță, fac un reverse diet frumos, duc calorii la mentenanță, după aia el o ține cam totalul bine. Aia 2, 3, 4, din alea 15, 20 înapoi. Aia, și într-o regresie pe foarte mult timp, asta a fost varianta lui. Better 4 ani. than nothing. Corect. La final, treaba noastră, din toate punctele de vedere, este ca omul care vine la noi și ne dă bani să-i găsim o soluție la caz. Nu tot timpul e aceeași soluție, de fapt, de fiecare dată e cam altă soluție. Dar și abordarea e diferită. Toate cazurile sunt diferite aproape. Am oameni care bugetează 5 cu 2. Deci 5 zile pe săptămână de luni până vineri, fiindcă are serviciu, fiindcă are mintea limpede, fiindcă reușește să țină un deficit mai decent. Înțelegi? Mai structurat. Și bugetează niște carbi și niște lipide sâmbătă, duminică. Exemplu. Da? Uite, Poate la capăt. Asta merge pentru el, asta da? încerc și eu să le zic. Am oameni mai mici ca mine cu 20 de kg care mănâncă mai mult ca mine. How is it possible, man? How is it possible? Sunt uimiți oamenii când le zic. Păi da, tu mănânci mai mult ca mine. Tu poți, da, eu pot să mănânc calorii de mentenanță, că stau toată ziua la birou, puțin peste calorii de mentenanță, care sunt lowest, 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 undeva la rate-ul meu sunt, nu știu, 2000 și un pic de calorii, la 90 de kg, adică. Asta e și mentenanța mea, 2000, 2000 și lei. Da, ei nu înțeleg, li se pare absurd. De ce? Păi uite, îți spun eu de ce. Ciprian are indicele HOMA foarte bun, dar insulina secretată e foarte mică pe zi. A, da, e Este aici. extrem de... Scrie foarte mișto ce analize cer la om. Nimeni nu cere treaba asta. N-am văzut, uite, prima dată când am văzut la cineva care spune, domnule, trebuie și insulina, trebuie și indicele HOMA. Păi Că una e una, bineînțeles, una e cealaltă. una, că eu așa mi-am dat seama făcându-le pe mine și le-am zis, bă, ok, pot să-mi dau seama când un om are indicele HOMA bolit. De ce? E supraponderal, punct. Da, corect. 99% din cazuri este supraponderal, punct. Are indicele HOMA bolit. Tu vii la mine la 60 de kg cu full pack. Ce rezistență, ce sensibilitate la insulină, man? Îți dau să mănânci 10 burgeri, mâine o să arăți la fel. Deci, Absolut. îți zic, am dat la oameni, primul lucru pe care a venit un om, mi-a zis, gata, Ciprian, vreau să lucrez cu tine, mâine vreau concurs, Andrei, dacă te uiți la asta pentru tine, da? Primul lucru pe care i-am zis, deci îți fac planurile peste 3 zile, mi-a trimis o poză cu el, i-am zis, în seara asta dai cheat meal, ce vrei tu? S-a trezit a doua zi cu 1 kg în minus. How is it possible? Rezistență la insulină, ha. Nu, man, te duci frumos, faci indicele HOMA și îți faci și insulina, să vezi că eu am unul aiuz. Dă insulină pe zi secretate de corp natural, da? Eu poate îmi permit să fac anumite ajustări, dar sunt oameni la care nu le dau GDA, că aici voiam să ajung, Da, la glucose disposal agents. Păi când tu secreți o tonă de insulină pe zi, corpul secretă, tu poți să mănânci o grămadă de chestii, indicele la HOMA este extrem de bun. Cum crezi tu vreodată că o să poți să le strici pe alea? Păi eu îți spun, le strici pe alea, sau doar indicele HOMA, nu insulina, le strici pe alea, nefăcând nimic, mâncând de dimineață până seara absolut toate căcaturile, dar neapărat nu te miști de pe canapea, men. Dacă ai și o stare de spirit foarte, foarte proastă, se mai ridică și cortizolul, da, de acord, de acord, de acord. În cât timp? În foarte mult timp. Nu asta e. poți să aproximezi, dar în foarte mult timp. În foarte mult timp. Așa, așa. Ai, sunt cazuri și cazuri. Să până și cazurile, știi, apropo de experiența clinică și anamneză, că e prima tură, în momentul care unul până ajungi cu omul la complianță durează. Deci, Dumnezeule, o lună, două, câteodată și 3 luni de zile. Și abia când ai ajuns la complianță, începi să te bați cu calculatoarele online. Că asta e altă poveste care se practică. Discutăm și de asta. Mai am o serie de oameni, tehnicieni, nutriționiști, consultanți, dieteticieni, vreo doi, care vin și pun întrebarea, domnule, nu îl îngrași pe unul de 4 luni de zile în mod constant? Și îl întreb, de ce îl îngrași tati? Păi că am făcut pe calculator și mi-au ieșit caloriile alea. Păi și dacă el tot crește în greutate, după ce modifici macro, hai să zicem că ajungi într-un sistem optim și omul este 100% compliant, se pare ție după vorbă, după port, păi poate nu-s caloriile alea. Te-ai gândit la treaba asta? Uite, Observațional faci o intervenție adaptată? Nu. eu mi-am dat seama de o chestie. Excluzând toate calculatoarele online, ok? Eu le zic oamenilor așa, bă, frate,
Recomandă-mi un calculator cum aflu rata metabolică bazală. Vreau să știu și eu care e rata mea metabolică bazală. Fii atent. Am zis chestia asta și toată lumea mi-a înjurat. Momentul ăla, ești prost, bă, frate. Păi s-a atât, e tehnologie, bă, 2022, bă, tu faci de Ești astea. prea cu bordă. I-am zis, fii atent așa. Tu iei și mănânci, îți calculezi doar ce mănânci. Că acolo calculatoarele sunt fixe, da? Nu prea poți să dai în bară cu un MyFitnessPal în contextul în care tu mănânci super simplu și îți calculezi fiecare calorie. Hai că poți să scanezi acum și eticheta, pui ăla pe etichetă, ai Google Lens, ți le ia, îți spune calorile direct. Și tu îți selectezi un număr la care te-ai gândit tu inițial. 2500 de calorii pe zi, da? Să zicem rotund. Și tu mănânci 2500 de calorii pe zi. Ia urcă-te după o săptămână pe cântar, ia vezi ce se întâmplă. Stagnează, urcă, crește. Da, frate, e trial and error. Cea mai simplă metodă este trial and error. Îți calculezi doar ce ingerezi, că n-ai de unde să știi ce faci, că dacă azi ai mers până la Mega, dar mâine te-ai dus până la Mega drumul taberei, e o altă chestie aici. Dacă azi te-ai antrenat picioare și ai volum mare și mâine te antrenezi brațe și ai volum mic, păi ce crezi, că un antrenament e egal cu alt antrenament sau cum? Azi faci 20 de minute pe bandă, pe o bandă la o sală, mâine faci 20 de minute pe altă bandă, alte rezistențe, se schimbă, sunt acolo 50, 60, 100 de calorii în plus, în minus, poate mai mult, știi? De unde stai tu seama de chestia? Trial and error. Te cântărești frumos în fiecare dimineață dacă vrei un obicei bun, faci reconstrucția check-in-ului cumva în fiecare zi, adică am digestie? Bun, mă așez pe cântar. N-am digestie? Bă, Da, da, da. hai să nu mă așez astăzi totuși, că n-am digestie, s-ar putea să nu fie acurat. Și după aia, dacă n-am digestie și văd că am 600-700 de grame în plus, s-ar putea să mă gândesc de la ce? Am dormit 8 ore azi noapte? Bă, nu, am dormit 3. Păi și de ce să mă cântăresc? Că sigur ești plin de apă, n-ai nici digestie, e și cortizolul la maxim, sigur ai un kil în plus, știi? Oamenii nu înțeleg, bă, fă reconstrucția cazului exact, încearcă să ai o cumva cât mai rutină, știu că sună prost, dar cumva rutina asta te face, scoate toate variabilele din joc. Absolut, Știi? absolut de fiecare Adică. dată. Asta e și ideea. Și omul trebuie să învețe să-și citească singur toate treburile astea, pentru că o altă realitate este că, exact ca și tine, eu nu vreau să-l am pe ăla lângă mine non-stop. Eu mi-am setat undeva un target în viața asta și am zis, băi, eu nu pot să lucrez mai mult de 5 de oameni pe lună. Deja e mult, ca să fim serioși, știi? Oho, oho, Pentru că înseamnă 5 de consultații pe săptămână și oho, niște cazuri noi, ceea ce e foarte mult. N-a ajungeat la 50. Intrăm în statistica imediată. N-a ajungeat, dar nu-s departe. Da? Sunt undeva printre 40 și 50, știi? Eu nu vreau. Eu nu-i vreau pe ea lângă mine o viață întreagă. Eu vreau, du-te, te-am rezolvat, ai stat 6 luni cu mine, am dat jos X chile, nu contează cât, și ai învățat să citești cânta. Dar vezi, exact ce spui tu este partea adorabilă realistic. Aici se vede experiența pentru că și tu, aparent, ești clinician și ai dreptul să-ți porți această denumire. De ce? Știi să lucrezi cu omul și vezi variabile. Pentru că dacă nu lucrezi cu omul zi de zi, între ghilimele zi de zi, n-ai de unde dracu să știi că dacă nu s-a căcat, are căcatul în el și e pe cântar. Dacă a mâncat la chinezești și a mâncat soia, s-ar putea să aibă retenție de apă de la natru. A, dar ieri îl durea capul și a luat un ibuprofen, dar ăla e antiinflamator, duce și la retenție de apă. stai Dar așa. vorba că ai făcut ziua de picioare, asta înseamnă inflamație, înseamnă mai mult decât ziua de umeri. Și tot așa, o gașcă, ești pe menstruație, nu mai spun, altă Da, poveste, da, da, o da, ovulație la fel, da, altă poveste la da, da. fel. Deci non-stop tipurile de carbohidrați, tipul de digestie, tipul de medicație pe care o ai, de tiroidă, de metformină, de berberină, de ce mama naibii ei fiecare. Dar vezi, nu știi lucrurile astea dacă nu lucrezi cu omul. Și uite așa apare Gigelul online cu monitorul de glucoză să ne povestească nouă cum merge treaba de Eu fapt. mi-am pus senzor pe Am pus mână și am și făcut. Exact. păi și ce? Te mi arăți că ai mâncat burgeri și cartofi, că vorbeam de Mihail, că mă rog, a făcut el ulterior o chestie în care a zis că eu am renunțat la medicină pentru că medicina nu te însănătoțește, pana mea, am scăpat cuvântul, nu te face mai sănătos, scopul medicinii nu e să te facă mai sănătos, e să te salveze, știi? Și că eu nu, că eu vreau să fac. Păi, avem toate indicațiile că gen
este doar un marketing și că nu prea vrei să faci chestia asta, știi? Adică e puțin cam așa dacă stai să mă întrebi pe mine. Ok, gestul frumos, realitatea asta e. Medicii vor să te salveze, nu vor să te facă mai sănătoși. De câte ori n-ai fost, nu știu, într-un spital cu o boală sau la medicul de familie și medicul de familie trăgând din țigară și bând o cafea cu whisky face... Nu prea ești analizele la fumat, la ficat, nu prea ești analizele astea la ficat. Ia fii atent, ia nu mai mânca tu prăjeli și mai fă-le peste două luni, da? Hai, 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 hai că vorbim. Da? Exact. Unde ai lăsat cafeaua? Unde ai pus cafeaua ta? Păi, pala mea, adică, sincer, da. Uite, am stat, de exemplu, la municipal, aveam diafragma fisurată. No joke, gen, nu fisurată la modul, aveam microfisuri pe diafragmă, din cauza faptului că mâncam 1000 de calorii pe zi, făceam fasting și tone de ore de cardio, fără să exagerez. M-am trist într-o dimineață și în timp ce respiram, mă tăia ceva, dar fix aici în piept. Inițial, îți dai seama, toate căcaturile pe mine. Și nu mai puteam în vreo decurs de 3-4 zile să agrava chestia. Și nu mai puteam efectiv nici să dorm. Știi, înainte mă culcam ca să-mi treacă durerea și ziceam ok. Am putut să dorm. Norocul meu e că era pandemie, a intrat sala în insolvență și m-au dat afară, știi? Basically. Și eram jobless. Pe deasupra că stătusem un șomaj tehnic pe 1000 de lei pe lună, nu mai zic asta. Și am zis într-o zi, parcă la fel îmi făcusem testamentul, am fost pe la ei mei acasă prima oară și după aia am zis, bine, mamă, v-am pupat. Și m-am dus direct la municipal, pe bicicletă. Am mers la municipal, am intrat, i-am zis, nu pot să respir, făceam așa, nu pot să respir, mă înțeapă în piept. Hai să vedem. Și mi-a pus o perfuzie și m-au lăsat 8 ore pe hol. Știi? Jesus Christ! M-a băgat înăuntru, mi-a făcut un EKG, n-a ieșit bine EKG-ul prima oară, că n-a pus bine firele, nu știu ce, le-a mai pus o dată, oh, foarte bine, EKG-ul e ok, haideți să facem o tomografie. A mers la computer tomograf, no, e ok, plămânii n-au nimic, care să fie problema? Hai să facem niște analize. Mi-a făcut analize, am stat în total 11 ore la municipal atunci, știi? A venit o doctoră, ia, simt și mie, cu ce te ocupi, nu știu ce, o doctoră bătrână. Mă, fac sport, fac astea, fac culturism, s-a uitat așa la mine la 65 de kg, dai, cum să faci, mă, tu? Am înțeles, ok. Și m-a pus să scriu pe o hârtie, iei suplimente de-astea, i-am zis. Băi, eram sărac în punctul ăla, nu-ți exagerez, eu chiar eram sărac, nu mă plâng, dar eram sărac. Luam creatină, aminoacizi, BCAA, nu EAA, da? Și vitamina C și omega 3, cred, maxim. Mamă, când a văzut aia aminoacizi, să nebunească. Păi cum? Băi, doctorul la municipal la urgențe, la camera de gardă, doctorul la municipal la camera de gardă la urgențe. Bă, în vârstă, doamnă. Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă mai e în viață. Bă, în vârstă. Nu, no, a făcut. Nu, no, nu, no, nu. No. M-a trimis la cronici. M-a trimis la cronici. A, cronici, frate. Era minunat. Da. M-a trimis acolo pe paturi cu oameni care erau pe moarte. Efectiv, erau pe moarte. M-a așezat pe pat, începusem să-mi fac griji. Eram, bă, ce căcat se întâmplă? Ce am făcut? Știi? Panică, orice ar da, fi, da, 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 da. Și bă, a venit un băiat, mi-a citit analizele. A venit un băiat, rezident, mi-a pus mâna așa și a zis, ce ți-au zis, bă, astea? Și a început să facă catering. Uite, mă, boss, care-i faza. Nu ți se leagă niște enzime. Și nu. Efectiv, nu, trebuie să mănânci, mi-a zis. Trebuie să mănânci, că nu ți se leagă niște enzime, ai niște microfisuri în diafragmă, asta e ca și cum, nu știu, m-a antrenat, în loc să antrenez biceps, s-a antrenat diafragmă. Și am făcut hipertrofie la diafragmă. Și mi-a zis ăla, uite, eu îți dau niște medicamente ca să-ți treacă. Mă rog, niște, mi-a dat o singură chestie, ceva asemănător cu ketonalul. Ok. Nu mai știu ce era, tot ceva cu capa, dar nu era ketonal, sigur, sau cu C. Mă rog, un calmant. Ketotifen? Ketotifen? Nu. Ceva mai scurt. Mă rog, nu mai știu, efectiv nu mai știu cum se numea, că aveam rețetă și, na, eu pe vremea aia, stai seama, m-am dus la farmacie, mi-am luat din ăla, m-am dus acasă, m-am culcat, m-am liniștit. Și, na, stai seama că nu am mâncat, că eu aveam concurs într-o lună.
N-am mâncat și bă, efectiv am concurat pe ăla, mă duceam și când mă înțepa, mă mai duceam, mai îmi cumpăram, mă duceam, se făcuse rețeta aia să mor, se dusese scrisul de pe aia la cât am împăturit-o și am despăturit-o, știi? Și de asta zic că, păi, experiența clinică în România este dezolantă, este efectiv dezolantă. Tu știi câți oameni, uite, câți oameni am antrenat sau câți oameni, cu câți oameni am vorbit și mi-au zis, bă, frate, am discopatie lombară, am hernie lombară și ei aveau o contractură pe piriform. Deci nici măcar nu i-a băgat la radiografie și le-a zis doctorul, pă, Și l-a diagnosticat direct cu hernie. nu poți să te apleci, da, hernie de disc. Ia fii atent cum facem, te duci Ce de asta? acasă. Pune mâna și fă o rază, mâncați așa, că de aia le ai. E ca și Băi, cum mă uit la tine acum și spun, băi, eu m-am cred că... dus, i-am băgat degetul pe gluteu și a făcut atât și am zis, da, men, 150 de lei, fizioterapeut, îți faci un masaj de decontractare și mâine ești ca nou. Păi de câte ori n-am crezut eu că am hernie și aveam un căcat, înțelegi? Sunt atâtea lucruri. Uite, de exemplu, azi m-am trezit, de fapt de 2 zile, mi s-a pus o contractură pe dorsal, dar fix la inserția pe coloană. Și efectiv, când respir, mă înțeapă extraordinar de tare. Da. Da, și n-am mai găsit loc și acum mă chinui, gen, n-am loc la niciun fizioterapeut și da, efectiv stau și mă chinui și fac foam roller în fiecare zi. Dar, gen, e deranjant că pot să dorm doar așa și pot să stau pe Da, scaun efectiv doar așa, știi? Păi, sunt... Experiența clinică din România e alt nivel. e foarte trist, din păcate, știi? Și lumea se ia după ce vede online, după sfatul magic, că asta vrea toată lumea, știi? La mine, știi, sintagma pe care o primesc în ultimii 3 ani, cred că, ceva de genul ăsta, în permanență când intră cineva, intră, impropriu spus, intră în cabinetul virtual, că e 100% online, începe cu, am fost la 7 nutriționiști. Băi, deci mă crezi că mi se ridică părul de pe spate, dacă mă înțelegi, știi? Îl mai tund eu, dar tot se ridică. Da, băi, uite, eu îmi trimit oamenii să-și facă analize și le zice doctorul, nu mai, deci nu mai se întorc și îmi zic, uite, mă, ce mi-a zis doctora. I-am trimis, la fel, am trimis un om să-și facă masaj. Știi, l-am trimis la un fizioterapeut și din cauza că, na, el e minor, a zis că nu, că trebuie să-ți dau trimitere. A, păi tu n-ai aici, nu e nicio contractură, tu ai zis că ai o discopatie lombară 100%, uite, fii atent, ia tratamentul ăsta și facem și 6 ședințe de ceva, nu cu laser, ceva criogenizare sau dacă este cazul, 700 și ceva de lei. Zic, bă, du-te bă la un masor, îmi venea să-i zic, du-te la un masaj erotic, du-te, ia-ți un masor, Rezolvă mai degrabă. 100 de lei și zic că scapi. Deci, efectiv, sau analizele, interpretarea analizelor, ce zic doctorii, știi? Am oameni care au schimbat 1000 de endocrinologică, sindrom low testosteron la 28 de ani, știi? Ce zice una, ce zice alta, eu nu-ți prescriu nebido. Deschide cutia asta Pandorei că Nu, e nu, nu intrăm în asta. Dar deci vreau să intrăm în alta, vreau să intrăm aici la glucose disposal agents, insulină, metformină și restul. Să aflu te cu cam bați cu părerea ta. diabetologul, între noi fie vorba, îți spun eu. Deci povestea sună cam așa. Acum e bine, e sistemul ăsta care... Am să fac eforturi să nu critic sistemul, că Nu. sistemul e de căcat în România. Adică școala de dietetică și obligațiile pe care le ai după și momentul în care tânărul se trezește cu fâlfâind în vânt, ad literam, că vine momentul în care bă, vreau să fac și eu bani. Și unde să faci bani? Păi îți spune, n-ai unde. Că te trimite online la final. După ce te trece prin master, congres, dă examenul, dă la, du-te și lucrează la un cabinet de diabetologie, te întorci la cabinetul ăla și stai în ploconeală, poate primești și matale câte un caz două, unde ești cam obligat să faci plan alimentar, între noi fie vorba. Deci nu prea poți face educație nutrițională. Corect. Și de aici vine primul conflict pe care l-am, dar e, știi cum e, bă, nu-mi place mie să am prejudecăți sau să fiu discriminant, dar e de la o anumită vârstă la medici în sus povestea asta. Sub o anumită vârstă n-am avut niciodată nicio problemă. Peste o anumită vârstă mă izbesc de ziduri. De ce? Să-ți explic. Vine pacienta, nu știu, îți dau un exemplu concret. 32 de unități de insulină, metformină 1000 dimineața sau 1500 dimineața, 1500 seara, mi-arată glicozilata, mi-arată glicemiile bazale dimineața, bla bla bla, ne apucăm de treabă. Dăm jos 5 de chile.
mă înțelegi? Diabet tip 2. Femeia își controlează carbohidrați. Se duce în X timp, din nou, bine, pe parcursul datului de 60 de kg, că nu durează o lună, în fine, se tot duce la diabetolog și arată noua glicemie bazală, noile glicozilate. Dar ce faci? Păi controlez mâncarea, scad în chile, scad... Și ce vrei, să-ți scad medicația acum? Păi da, că așa merg lucrurile. Dacă îmbunătățești organismul și controlezi nivelul de carbohidrați, cade dracului nivelul de insulină, scade dracului nivelul de metformină, că nu mai are sens să le iei. Corect? Corect. Nu toată lumea vrea să facă treaba asta. Stupefiant. Deschidem endocrinologia, deschidem cutia asta a Pandorei cu hipotiroidia. Hai să fac asta. Femeia mea are hipotiroidie nativă. Este mamă de 2 copii. Okay. Nu face nimic. Deci are talia atâta, ca să ne înțelegem, nu numără calorii, nu face nimic și nici nu e aplicați. Vreo problemă? Nu. Absolut niciuna. Dar eutiroxul se bagă niște tonaje realistic, dar fără să vină din spate și cu explicațiile ce face și eutiroxul pe de altă parte. Dar nu există cabinete în ziua de azi care să vină și să spună, bă, tu știi că tu poți să controlezi treaba asta dietetic? Ca și la diabet. Tu știi că tu poți să controlezi treaba asta dietetic? Nu. Și din nou am discuții, în primii ani, trebuie să fiu sincer, Ciprian, mă certam. Dar mă certam, luam numărul de la cabinet, dădeam telefon. Sunai, da, ok. Da, mă. Adică am ajuns de vreo 3 ori la colegiul medicilor. Cu amenințare am ajuns efectiv. Bă, nu se poate, stai alea. Cum să-i spui tu să mănânce mai multă pâine pe zi pentru că nu se potrivește cu rețeta ta de insulină? Are you foreshadowing me? Despre ce vorbim aici? Jesus. Astea sunt cazuri. Știi? Știi? Ca și Robert. Te enervezi, dar la un moment dat începi să te calmezi singur pentru că ajungi la concluzia. Unu, nu există rating la noi. Adică nu e rating pe cabinet. Bă, tati, când s-a întâmplat treaba asta, în alte țări străine... Review, frate, canceled. E instant. Canceled. Dar aici vezi, la noi nu e așa. La noi e ploconeala asta permanentă cu domnule stai că să vezi că e domnul doctor, că e... Păi da, domnul doctor o dă în bară. Și aparte de asta, e generația tânără de medici super pregătit. Cel mai bun prieten al meu este medic, amândoi, și el și ea, soț și soție. Nemaipomeniți medici de familie cu un volum informațional fantastic pe care nu îl găsesc în alte părți. Deci nu că în alte părți, niște inepții de te apucă plânsul. Gen, proteinele se transformă în grăsime viscerală. Știi? Asta e domeniul nostru. Asta e domeniul nostru, știi? Dar în domeniul lor inepțiile sunt grave, știi? Bă, dar mie mi se pare penal cum tu ai absolvit 6 ani, frate, și rezidențiat, și tot. Ai avut acces la informații. Și vine un copil, bă, care a terminat. Eu nici n-am terminat în domeniu, am terminat artele. Și vine eu să zic asta că ce... Că ce, că am deschis, că nu, frate, medicina se învață doar în facultate. Ok, de acord, unele specializări de medicină clar se învață doar în facultate. Nu o să vin niciodată să zic eu că pot să operez pe creier. Doamne ferește, aberații de genul ăsta. Păi da, nutriția este simplă, măi. Da, dar vezi, asta, aici e și povestea, că eu am auzit, la, cum se cheamă, latura medicilor, când ți-am zis eu de luna magică de validare de la mine, deci da. Este clar și evident, nu, în medicină nu se face nutriție, punct. Punct, da. Deci nu, faptul că eu sunt acum și mă numesc nutriționist, nu mă numesc dietetician pentru că da. Am zis că nu mai au de sistem. Așa, dar mă numesc nutriționist pe baza studiilor, am dreptul pe boli și afecțiuni și etc. Am și un doctorat într-un domeniu în care e altă poveste, băgat ca bou degeaba. Așa, n-are treabă cu medicina, I'm sorry. Trebuie să știu niște baze informaționale de medicină, dar eu în primii ani, frate, dar sunam prietenii mei medici de le sărea telefonul din furcă, între ghilimele, ca pe vremuri, știi? De ce? Că nu pricepeam nimic. Stai, Gigel, ce salea transaminaze? Dacă TGO-ul e sus și alălalt e jos, ce-i? Dar ce cu ghegheteul ăsta? A, bea alcool ca un animal, deci asta e problema. Nu știam, n-ai de unde să știi, nu le înveți în facultate, nu le înveți nici în studiile ulterioare, le înveți în cazuistică, știi? Da. Iar după aia când am început partea de studii clinice, s-a deschis o lume nouă. Dar trebuie să faci interpretare versus clinică. Nu da. Poți să faci doar asta sau doar asta, trebuie să le adun. Nu poți să faci interpretare pe studii de laborator.
Scuze. Păsare, pe drojdie, pe de-astea, la Ăla, pe... da, ăla, da, ăla n-a ieșit, mă, de acolo, din laborator, tu înțelegi că ăla n-a ieșit de acolo. Ce e așa greu? Dar e studiu, frate. Bă! Studiu de laborator este dovedit științific ca fiind cel mai prost tip de studiu. Dar cel mai prost tip de studiu, ever, ever. Cel mai slab și cel mai prost. Au început să apară astea mișto cu clinic ward-uri, metabolic ward-uri, unde îți măsoară aerul expirat, îți măsoară caca, îți vede volumul de pipi, adică îți ia toți marcării, dar nu sunt multe. Da, nu sunt, nu Nu sunt. sunt multe, nu sunt atât de multe. Tot la un moment dat ești cum și lucrezi cu oamenii. Bă, cât îi încar carbohidrații dacă e plafonat? Cât îi ridic? Când îi ridic? Cum îi ridic proteinele? Cât efect termic am aici? Cum n-am din partea asta la altă? Acum crezi că sunt niște calcule în funcție așa empiric, de ce că le-am mai făcut de multe ori, nici le mai fac acum, cam știu după flare ce se întâmplă. Mai am lucruri din studii, dar uite, apropo de studii, în ziua de astăzi, 9 ani mai târziu, în fiecare zi, fără nicio vrajă, am măcar o oră pe care o petrec pe Elsevier sau pe NCIB sau pe cel puțin o oră în care citesc. Că știi cum e, te abonezi ca și tine, probabil la o grămadă de alea și începi să te uiți în studii clinice de dietetică, intervenții aminoacizilor cutale, nu știu ce tip de pneumonie, nu știu ce alea, și începi să mai pricepi niște lucruri. Crezi că aplică așa ceva în clinic? Nu, nu. Doamne Păi, ferește! uite, atunci când am avut discrepanța aia și certea pe net, că bă, premiul Nobel 2016 pe intermittent fasting. Și în momentul ăla eram turbat de nervi și am zis, mamă, dacă intru acum, cine știe ce zic? Și am stat, am pus, am încă o pauză. Am stat o oră jumate, frate, ca să caut pe net. Că nu găseam intermittent fasting 2016, dădea alte rezultate. Eram, bă, ce treacu? Ce asta? Că nu e premiul Nobel pe fasting, că unde-i 2016? Ulterior aud Yoshinori Yoshumi, ok, încep să caut Yoshinori Yoshumi. Nu ai găsit că e autofagie cuvântul cheie de căutat, de fapt, da. Și găsesc brevetul cu premiul Nobel și scrie pe el a study of autophagy in East. Și zic, Despre ce vorbim aici? ce pula mea e asta? Mă uitam și, bă, ce căcat e asta, mă? Zic, pe bune, da? Caut, văd, da, 2016, autofaginist, autofaginist, Yoshinori Yoshumi, Yoshinori Yoshumi. Bă, și încep să deschid. Și am început cu istorialul ăsta. Că, și că a început în 1960 studiu. În 2016 a primit el, dar studiu e... Stai așa, că e datat pe ultimii 40 de ani din viață, că... Am început să citesc, am citit despre tasul ăla, am citit despre familia, deci mă pierdusem, trecuse o oră jumate, așa, știi? Și la un moment dat am găsit eu tot studiul, că nu l-am găsit în original pe tot, am găsit rezumat din el, știi, cu tot ce a zis ăla și cuvinte, păi erau subliniate numai, might, could be, may, și așa mai, eram, da, hai, care relevanță, știi? De-aia zic, păi, sunt de părere că studiile sunt deja interpretate. Adică sunt de părere. Așa e, ele sunt deja interpretate când sunt trimise. Nu-ți lasă loc de să mai pui tu întrebări sau să-ți faci tu versiunea ta. Ele au venit cu o versiune, o accepti sau faci cherry picking. Este foarte simplu. Și lumea se oprește la cherry picking, asta e realitatea. Adică ea și găsește cele 5 cuvinte pe care el de fapt Exact. le căuta ca să-i valideze opinia Exact. personală, le-a scos și a terminat povestea. Exact. Exact. Da, Ai, e... E complicată asta povestea este. aici. E, în fond și la urma urmei știi cum e. Cum am făcut și eu în fitness, apropo de experiență. Hai să discutăm, bă, cu experiențe anecdotale de astea, știi, de-a noastră și personale. Ți-am zis că fac de 10, 11, 12 ani de zile fitness. 5-6 ani n-am făcut niciun căcat pe românești. Da? Am dat și eu telefon la un coach. A, de ce știi conul ăla de lumină ca în filme cu Aleluia? Deci exact așa a fost. Tot ce făceam era prost. Basically. Nu mă înțelege greșit. Era vorba de... Nu aveam jurnal de progresie. Făceam prea mult față de cât ar trebui. Nu aveam o structurare simplă. Nu lucram la conexiunea neuromusculară. Chestii de genul ăsta. Trăgeam ca bou de greutate în loc să mă concentrez pe formă. Da, uite o chestie care ai pomenit asta cu conexiunea la greutate. Sunt foarte mulți copii care zic, bă, fac X exercițiu, bă, nu-l simt.
la te-ai gândit că... Nu, că, nu, da, bine, primul instinct este să zici, bă, e forma proastă și așa mai departe. Dar sunt unii care îmi trimit copii exerciții cu formă, zic, bă, forma e bună. Păi frate, ai 50 și ceva de chile. Te-ai gândit că n-are ce conexiune musculară să se realizeze în punctul bine. În care tu nu ai fibră musculară? Păi te-ai gândit de ce top 10 Olimpia lucrează așa? Deci sunt oameni top of the world care fac niște căcate, au o formă de căcat a exercițiilor, au niște exerciții mega controversate, n-au full range of motion, lucrează numai parțial și așa mai departe și toată lumea zice, păi dacă ăla poate fac și eu, nu, ăla are 80-90 de kg de masă musculară pură pe el și în momentul în care ai atât de multă fibră și de profunzime și superficial, contracția este la prima repetare ai contracție. Intru în sală, la mine nu există zi fără contracție. De ce? Pentru că am ce să contract. În contextul în care tu n-ai ce să contracti, ce vrei să simți? Ce vrei să simți? Deci aia se aplică și aia cu mânca. Vai de mine, e, nu știu cum crezi tu că la tine îți vin de ăștia uscățivi. Deci la mine lupta cu ectomorful e mai rău decât ăla cu obezul morbid. E mult da, mai cu... Da, este. Este că trebuie să-i explici omului, fii atent. Ai luat piciorul de pe pedală, ai luat piciorul de pe pedală și n-ai mai mâncat 2 zile, ăla pierde 2-3 kg de glicogen instant. Instant. Și zice, mama, am slăbit, mă las, îmi bag piciorul. Nu. Hai să-ți explic. Procesul de masă musculară, din punctul meu de vedere, este un proces foarte lent, dar extrem de lent. Extrem de lent. Teoria, lăsăm câteva studii care spun subiectul ăsta, e undeva între 12 și 16 grame de aminoacizi posibil de depozitat în condiții optime pe zi în mușchi. Este foarte slab, este foarte încet, e un proces foarte încet și la fel de încet este să pierzi masă musculară. Că mai sunt oamenii care, cum fac și eu o definire, un deficit, fără să pierd multă masă musculară? Păi bro, atâta timp cât nu faci chestiile extrem din prima, și atâta timp cât nu te arunci în zone de astea de, nu știu, catabolism clar din start, n-ai cum să pierzi. Deci îți promit, îți duc oameni pe scenă, nu pierd, nu au ce să pierdă, nu au cum. E, bine, la nivel de grame sau de sute de grame există o posibilitate care e logică. Sarcoplasmatică pe care o da, pierzi exact. Descrește. Exact. Metrice, nu pierzi miofibrilar nici o brânză. Exact, nu pierzi miofibrilar. Asta e ce să le explic. Imediat s-a ridicat, sigur. Da. Greu de înțeles, știi? Da, și expectativa tot timpul este. De asta, cel puțin la mine, pe zona asta avea de mai bătrânei, să-i numesc așa, eu iau din start, man, prima lună, stau de vorbă cu ei și le spun toate eventualitățile pe listă. E pus și în, cum se cheamă, în literatura pe care le-o trimit, dar le și spun verbal. Bă, tu ai înțeles că o să dureze? Tu ai înțeles că noi încercăm să ne încadrăm între 0,5 și 1% greutate totală pierdută pe săptămână, unde 1% e cu baftă în primele luni și după aia tot scade pe parcursul adaptării metabolice și a scăderii calorice? Pricepi lucrurile astea, dar ești sigur? Oricum nu! Deci e, înțelege informația, dar ai măcar la ce să te întorci cu bății, am zis eu. Știi? Dar tot trebuie să-i dai niște stasuri, trebuie să fii sincer cu el, trebuie să-i spui la ce să se aștepte, trebuie să-l înveți cum să nu se mai mintă el pe el. Poveste și aici lungă, cum să nu mai trișeze el cu el, cum să compenseze în zile sociale, cum să văleu, e așa de multă muncă pe zona asta psihonutrițională, este înspăimântător. Concluzia mea e că cea mai mare muncă e psihologică și cea mai ușor de înțeles muncă și de pus în practică este munca fizică, efectiv, de a mânca și de a te antrena. Dar cel mai greu este să te bați cu ideea că, băi, o să dureze mult sau o să fie un proces la început cumva anevoios, dar că n-au cum să nu existe rezultate. Și din start trebuie să începi să te compari cu alții. Dar din start. Foarte efectiv, important. Să nu faci comparații. Păi eu vin la tine, Ciprian, că l-am văzut pe ăla, că l-ai făcut. Ok. Scoate-ți din cap imaginea lui că tu nu o să poți să fii așa. Păi de ce? Nu te plătesc cât trebuie. Ba da, mă plătești exact cât trebuie. Dar nu sunteți aceeași persoană.
Nu sunteți aceeași persoană. Eu am ajuns la o concluzie. În context, în punctul în care clienții mei o să arate mai bine ca mine, eu nu o să mai pot să-l iau pe clientul ăla. Nu din cauze, tot din cauze psihologice, nu că știe el mai mult ca mine sau de asta, dar din cauza unui factor psihologic, că eu nu pot să concep ideea asta. Adică dacă eu, în primul rând, pe mine, nu că să mă pot da exemplu, că știu că e vorba de două corpuri diferite, știi? Eu Da. înțeleg chestia asta, dar e o chestie de ego și de privit în ansamblu. Înțelegi? Dar nu poți să te compari cu alții, nu poți să continui să te compari cu alții și să aștepți ca tu să ai rezultatele altora. E greu, e o muncă psihologică, nu știu, foarte grea și e greu să ajungă oamenii în același context ca tine, că na, ca să gândească ca tine trebuie să aibă exact variabilele tale. Experiența ta, tot Da, sprijinul. toată experiența în primul rând, știi? Ceea ce e foarte complicat și dificil, dar știi cum e? Noi, eu, tu, toți care suntem pe domeniul ăsta, fie că e fitness, fie că e nutriție, fie că e combo între astea două, noi suntem așa, eu așa ne numesc, un soi de îngeraș care fâl pe umărul omului și care îl păstrăm cât de cât pe direcția bună. Că omul se sperie și asta e cea mai mare problemă. Omul se sperie pe parcurs de 1.000 de ori. Bă, nu am scăzut săptămâna asta. Dar nu calculează ibuprofenul, menstruația, cortizolul, lipsa de digestie, că nu și-o mânca fibrele, faptul că o bulit potasiu cu natriu, nu-l interesează. El ce face la final de săptămână când se cocoață pe Se cântar, plânge. până că rezist? Mai taie niște carni, mai taie niște grăsimi, știi? Și se Cam asta e. plânge. Da. Și după aia Păi. se plânge, știi? Dar în momentul în care, cel puțin la mine, principiile fiind cu jurnal alimentar, eu n-am complianță de fitness cu oamenii cu care lucrez, nici să nu te aștepți la mine. Adică a vedea în jurnal la 3 luni de zile 300% card față de recomandare, n-aș zice la ordinea zilei, dar la ordinea săptămânii. Da? Deci, vezi? Facem diferențe între experiența ta clinică, experiența mea. Adică vezi din astea, fără nicio problemă. Și acolo e munca. Că el îți trece, primul fapt este felicitările că ai trecut totul la jurnal și n-ai ascuns nimic de tine. Da. Că la final, tu scoți un jurnal pe un an, tu vezi ce faci într-un an, că toți aveți dat zeci de chile și după aia să le și păstrați departe. Că asta e cel mai important. Tot timpul am avut nota asta personală de succes realistic cu un om. I don't give a fuck câte chile dau și în cât timp dau acele chile de pe persoană jos. Mă interesează ăla de acum 3 ani de zile, când îmi dă mesaj acum, că de multe ori mai caut și eu, dar suntem prieteni pe Facebook, îl văd în poze, îl văd în alea, să fie la fel. Măcar la fel. De Măcar la regulă să fel mai bine. De și regulă să-i se schimbe state of mind-ul, pentru că majoritatea au probleme psihologice enorme din cauza că tot dintr-un factor psihologic au ajuns într-un punct fizic foarte prost, care creează alți factori psihologici pe care ei trebuie să-i îndure, știi? Și te gândești, bă, de ce am testosteronul low la 20 de ani? Păi ia uite-te mă ce mănânci, hai să vedem ce mănânci, hai să vedem, hai să vedem ce mănânci, știi? Greu. Bun. Așa ca o concluzie din partea ta față de oameni, ca să încheiem. Care e recomandarea ta cea mai mare în contextul în care oamenii vor să facă o schimbare în sensul ăsta? Al vieților, al nutriției, al sănătății. Eu zic o treabă și să vedem dacă ai să fii de acord. Eu merg pe principiile următoare. Tu ai reușit singur să scapi de obezitate. Eu la fel, singur. Până la studii, până la. Mie mi se pare că toți avem, să știi că eu sunt de la cu recuzită. Avem un tic. Că dacă aici am țin consultațiile, tot mai scot câte o recuzită de asta. Bă, din momentul în care te apuci să faci schimbarea aia, ai un timp, un an, hai doi, care tu trebuie să ți-l dedici unor rezultate. Dacă într-un an, doi, în autoeducația ta, în studiu online, în aplicabilitate, în practică, în materie de mișcare, pași, sală, cu antrenor personal, cu jurnal, fără jurnal, cu ce ai făcut tu, n-ai făcut nicio brânză, ba de regulă mai mult aici niște chile în plus, că aici discutăm, statistica este pe obezitate, ăla e momentul în care ai Call o the perioadă. specialist. Nu spun că nu se poate, ferească Dumnezeu. Deci nici pe departe. Nu. Se poate fără specialist. Clar. Clar. Eu personal nu consider că se poate să devii competitiv fără specialist. Dar asta e altă Se poveste. Asta poate. e domeniul tău. Se poate. Se poate. E aceeași probabilitate. Se poate orice. Se poate orice. E ca și Da, cum nu ai e. spune că ai terminat o facultate, nu mai poți face altă facultate. Ba nu poți.
O, oh, Poți. Poți. da. Sunt probleme, te izbești de niște uși închise, dar poți. Poți, poți, poți. Nu, orice se poate, dar acordă-ți și timpul și poartă discuțiile sincer cu tine, adică, pă, puneți un termen în care, știi, rezoluția vine acum, uite, bate la ușă rezoluția de anul nou, știi? Puneți un timp, atâta. Ai reușit singur? Bravo, felicitări, ține în continuare. N-ai reușit singur? Fă ceva. Știi care e partea cea mai scârboasă? Eu știi că ți-am zis că, zic povestea asta la final. Eu am început, dar nu am finalizat acest doctorat și nici n-am să-l finalizez. Am început ceva ce nu pot să fac. Am realizat eu ulterior. Dă-ți seama, un doctorat. Te trezești, ultima doctorat, I can do this Eu m-am trezit la master și am zis stop, shit. Ok, la știi, fel de... adică n-am ajuns la doctorat. E, și e un doctorat pe care mi l-am asumat pe ego. De ce? Pentru că e într-un domeniu care e foarte, foarte dificil și e vorba despre nutriție oncologică. Ok. Și mi-am dat seama în ultimul an, după ce am avut câteva cazuri, că eu nu pot să activez în domeniul ăsta. De ce? Sunt empat. Eu preiau senzațiile, preiau sentimentele, preiau absolut tot, intru în burnout. Și mi-am aminte de prima mea pacientă, care avea 9 ani, timp trecut din nefericire, dă seama că pe domeniul ăsta cam așa sună toate. Că noi nu avem prevenție în partea asta. La noi e ultimul punct în care se întâmplă. Și am închis capitolul ăsta. Dar am avut suficientă cazuistică și am creat niște conexiuni cu vreo două clinici de pe la noi din Europa, unde mi-au mai trimis din România pacienți. Bă, cel mai greu lucru este momentul în care te uiți la om, îi vezi dosarul, știi despre ce e vorba și n-ai ce face. Oricum, nutriția nu este curativă, este preventivă, eventual adjuvantă în tratamentul oncologic sau patologic după caz. Da? Deci e doar o mânuță de ajutor. Dar cel mai nașpa lucru este momentul în care te uiți și mintea ta, și n-ai voie să spui asta, ca profesionist n-ai voie să pronunți asta și n-ai voie să dai aliura la pacientul respectiv, știi? Și spui că asta e în capul tău. Da, no fucking way, da. De asta spun, bă, oricine are probleme severe, eu discut de problema, vreau să fac un change de lifestyle. Acordă-ți o perioadă, fă-o singur, marea majoritate au șanse să reușească, dar dacă nu și nu, nu o mai tot amâna. Că așa de sătul de scuzele pe care le văd, vai, dar m-am ocupat de copii, dar m-am ocupat de mama, de tata, de bunica, de... Și acum ce facem? Acum suntem în punctul în care ne uităm noi la tine, copiii tăi se uită cum e pumnul de pastile și suntem cu, cum se cheamă, cu clepsidra invers întoarsă. Ce ai făcut? N-ai făcut Nimic. nimic. E cel mai rău lucru. Și pentru mine asta a fost crimă și pedeapsă în domeniul meu personal, în propria mea psihologie, să trec peste, noroc de femeii mea că este cum este și mi-a dat o mână de ajutor. Și tot ea mi-a zis, bă, poate ăsta e un domeniu în care mi-e indicat să activez? Și nu pot. Nu mă ține. Adică intru prea rău tare, după aia intru în ale mele, că știi cum e, fiecare Da. are stolul lui în spate. Da, deci asta e. Acordă-ți timpul, fă ce se poate, educă-te online, găsește oameni care să te corelezi, urmărește-i pe toți, învață ce ai de învățat, începe să aplici, trial and error este cea mai bună variantă, dar dacă vezi că nu și nu, poate totuși, pui mâna Poate pe totuși. telefon, până nu-i prea târziu, știi? Yep. Că eu asta văd, știi? Acum, probabil că la tine perspectiva e ușor diferită, știi? Cu o notă mai pozitivă. A mea a sunat tragic, așa că te las pe tine să închei, să dai un ton mai pozitiv la finalul de podcast. Nu, că sunt de acord. Eu n-am avut cazuri de genul ăsta, dar bine, nici n-aș vrea vreodată, Doamne ferește, dar sunt de acord cu tine, preiei din stările oamenilor. De-aia încerc să mi învăț oamenii să nu se plângă, pentru că mi-e frică față de mine, știi? Adică de foarte multe ori am avut oameni, i-au zis, bă, frate, nu mai am bani, nu mai am și... Am ajuns să zic, hai că-ți trimit eu, știi? Sau, hai, luna asta, lasă, luna viitoare, lasă, hai că-ți trimit eu, știi? Și mă învățasem așa cumva, că și eu am trecut prin același lucru. Adică am fost în locul lor și eram, n-aveam bani de antrenor, n-aveam bani de... n-aveam bani de mâncare. Și ulterior m-am trezit că, bă, stai așa, hai să po reglăm altfel, știi? Hai să stabilim la început niște boundaries și gata. Dar nu, aici ai dreptate 100%. Și nu. Tot ce pot să zic pe calea asta e că îți mulțumesc că ai venit și că a fost Mulțumesc frumos că m-ai primit. e căcat. A fost super open.
Mulțumim și vouă că v-ați uitat până la final. O să găsiți în descrierea clipului unde îl găsiți pe Ionuț. Și până data viitoare, vă pupăm. Pa, pa! Ciao!